Salutare, salutare, băieți! Bine ați venit! Salutare, Andrei Imre! Salutare, Fane! Salutare, Răzvan! Salutare, Gabriel! Salutare, Cristian! Mă bucur că sunteți alături de mine! Da, am avut o mică pauză. Să sperăm că nu o să mai facem pauză. Astăzi o să jucăm, în general, fructe. Încercăm și ceva cu de la relax. Poate și pragmatice, de ce nu, dacă nu v-ați săturat de atâtea pragmatice. Cu cea mai mare plăcere băgăm și pragmatice. Salutare Cristian, salutare Iulian Galanchi, salutare Moscovici, salutare Cristian Neghina, salutare Dragomir. Bine ați venit băieți, mă bucur că sunteți alături de mine. M-am gândit săptămâna aceasta să fac 3 bonus hunt-uri pe 3 site-uri diferite, cu câte 10.000, între 10.000 și 12.500. Acum vă întreb și pe voi dacă v-ar plăcea să vedeți așa ceva. Stăm strict pe pragmatic, poate prindem și noi maxuinul ăla cândva, undeva. Salutare Iulian Galatki încă o dată. Și să în fiecare zi să deschidem câte un bonus. Hai, avem jackpot! Jackpot! Este varianta nouă când se zguduie, așa că vă spuneam, bun. Hai mă cu roșia. Roșia asta și-ar fi un început bun. Ne mutăm și noi după site-ul ăsta. Neagra, da. Ce vorbești, tăticu? Am început cu două negre. Fără treflă, bă. Ok, roșie, hai că merge. Romb acum? Ok, deci atâta că nu contează că este modificat varianta de jackpot, este acela, are aceeași algoritm ca și varianta veche, atâta acum au aranjat altfel călțile, sunt puțin tel mai 3D fontul și na, deci tot tref. Oh, rombu! Cel mai mică. Normal, adică de ce să ne dea tref la care era 62 când ne poate da rombu care este 38 de lei. Ce acum îi bagă, apropo, îi bagă instant în casă, fără să mai dăm noi să-i bagăm în casă și cam atâta. Caricatură de jackpot, părerea mea. Ai mă, încă o coroană. Salutare Robert, salutare România 1-2-3, bine ați venit băieți. Așa că vă spuneam de bonus hunt și mă gândeam în felul următor. O să începem cu 12.500 pe 3 site-uri și să încercăm să facem în continuu bonus hunt-uri live la live pe site-urile acelea, aproximativ ceva ce am făcut până acum, dar fără să mai retragem, fără absolut nimica și fără să mai fac nicio altă depunere în plus și să vedem dacă putem să ajungem la un miliard, dacă toată lumea vorbește de miliarde, de mamă, nu mai au ce face cu banii, sunt plin de bani, sunt, na, hai să facem și noi, încercăm să facem și noi, știi cum e, mergem în trend, mergem după piață, ca să zic așa. Salutare Aero Alex, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Încercăm să vedem ce o să iasă. Nu știu, voi ce părere aveți? Mă gândeam să luăm milionul, de ce nu să luăm winner-ul și să zic win boss-ul sau prințesul, sau mai bine luăm prințesul, win boss-ul și ăsta și milionul. Nu știu, eu la site-urile acestea mă gândeam. Strugurele sus sau 140x. Și bineînțeles, o să facem și giveaway-uri, o să avem și, voi o să dați predicții pentru fiecare bonus hunt și o să acordăm și giveaway-uri. Bineînțeles, poate o să vină și produsele de la Pragmatic, dacă nu, acordăm PSF-uri din partea mea. Și gata, am împăcat pe toată lumea. Ce părere aveți? Așa, și să punem și oferta vieții, că suntem pe Elite Slots, avem 101 rotiri gratuite, imediat să ne conectăm pe aplicația vieții. Hai tătucu! Eu așa mă gândeam că ați facem ceva mai entertainment, ca să spun așa, adică să și o să ne axăm, uite, o să facem, o să pun un pool pe grupuri, pe semne exclamării grup sau semne exclamării grup fără, imediat că se încarcă în continuare, știți că șasele merge mai greu, să votăm 10 jocuri sau 15 jocuri, gen, nu știu, basuri, Book of the Fallen, ce ai făcut, mă, te-ai stins, și alte jocuri de la Pragmatic.
tot așa, care să aibă volatilitate 5.000, 10.000 X max-uri, care să încerc să-l prind, să le prind pe fiecare live, pe fiecare bonus hand. Adică să insistăm pe anumite jocuri, pe mai multe site-uri diferite, ca să vedem dacă într-adevăr va veni sau nu max-ul. Mulțumim, salutare Ionuț, salutare Răducu, bine ați venit băieți! Ok, baftă multă și mult profi, mă bucur Răducu, da, am avut mici probleme de sănătate, de asta am făcut o mică pauză zilele acestea, dar am revenit, de mâine o să fim prezenți în continuu, încearcă să joci la coroane pe 20 lei, mâna, poate, tot. Eu pe tot o game jucam pe un load, după ce am dat pe 2 și m-a bubuit, da, man, dar hai să spun ceva, Arrow, mizele între 1 și 5 lei sunt cele mai jucate pe online, 10 lei deja, când creștem de la 5 la 10 lei, se joacă din ce în ce mai puțin, de la 10 la 20 de lei se joacă și mai puțin și exact cum v-am spus, cu cât creștem mizele, cu atât șansele noastre ca să prindem un câștig rar, gen linia de șeptar, zarurile până în capăt, se diminuează, pentru că nu sunt jucători. Imediat, așa, tac. Ok, bloc, du-te pe bloc, acestea sunt... Așa, bun. Asta o dată. Venim, Ionuț. Dacă ne inviți, cu cea mai mare plăcere. Salutare, Maverick. Domnii de la Betano mi-au restricționat contul pentru 6 luni, pentru că am sunat fără înjurături sau vorbit urât, să le spun că nu este normal ca aceiași 4 jucători să câștige miliarde de săptămâna. Păi, probabil le-ai spus un mic adevăr și... s-au supărat pentru că au văzut că ți-ai făcut o idee despre cum stau lucrurile și au zis, bă, hai să nu mai lăsăm să joace, că poate o să găsească și o altă metodă să câștige și el eventual și nu mai putem să ne le dăm oamenilor noștri. Zic și eu acum. Nu. Mai mult ca sigur ți-au restricționat contul, lăsăm la o parte gluma de mai devreme, ți-au restricționat contul că i-ai agitat cu ceva, asta e în final. Deci care e cea mai bună miză de la 5 în sus? Nu există miză bună de la 5 în sus. V-am mai explicat. Cu cât mizele cresc, cu atât șansele ca să prindem câștiguri mari se diminuează. Și să vă spun și din ce cauză. Gândiți-vă că avem un RTP, da? Mergem pe 96%. Oamenii care joacă pe mizele între 1 și 5 lei sunt 1000 de oameni, 10.000 de oameni să zic. Sunt majoritatea, da? O luăm pe direct. Sunt majoritatea. Având în vedere că se face acest RTP, automat poți să-l prinzi și să ți-l dea înapoi ție. Da, știu, este un RTP, este un procentaj teoretic, este calculat pe sute și sute și sute de mii de mâini. Dar gândiți-vă că dacă sunt foarte puțini jucători pe mize între 5 și 10, între 10 și 20, acest RTP nu se mai face și cazinoul, providerul, cum vreți voi să-l numiți, nu-și mai face norma. Și automat nu poate să ne ofere nouă plățile mari. Știu că mai vedeți pe diferite grupuri, pe diferite, nu știu, live-uri și așa mai departe, mize astronomice, câștiguri astronomice, dar mai gândiți-vă puțin. Pa. Foarte bine, Maverick, foarte bine l-ai făcut. Gogoașe cu gem. Salutare, Gogoașe cu gem, bine ai venit. Salutare, Daniel, mă bucur că sunt alături de... Nu, doar câteva fructe și plecăm de pe el. Adică fructe. Stau eu puțin terpășeni în cramonă, așteptăm șeptarii ăia de un an de zile, dar îi prindem până la urmă. Pa. Și exact asta, cam așa stau lucrurile. Nu știu, asta este părerea mea, cu cât, să vă și spun... cum văd eu teoretic, cu cât sunt mai mulți jucători care joacă pe o anume miză, pe o anumită miză, cu atât șansele ca unii să câștige sunt mai mari. Bine, acum dacă avem RTP-ul normal, dacă avem RTP-ul redus și un procentaj mai mare din acel bet, din betul nostru se duce în jackpot, atunci foarte, foarte mulți or să pierd, de exemplu cum este la Superbet, unde avem un procentaj mai mare din bet se duce în jackpot. De asta au și jackpoturi astronomice și de asta foarte mulți care joacă fructe se plâng că pierd. E normal, pentru că baza pe super este jackpotul. Constă în jackpoturi. E normal, în final. Da.
Singurul meu câștig wow este un Max Windare pe 0.60. Da, păi și v-am mai spus, cu cât mizele sunt mai mici, cu atât șansele noastre cresc ca să luăm Max Win-ul. Și gândiți-vă că, uite, hai să luăm pe exemplu Zeus versus Hades, da? Sunt foarte, foarte multe persoane care joacă zilnic, nu contează ce sumă joacă, dar joacă pe 0.10-0.20 după Max Win-ul. Automat, dacă jocul acela este foarte, 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 foarte jucat pe miza de 0.10-0.20, automat pe miza respectivă o să arunce Max Win-ul. E logic, nu? Dar dacă e unul pe acolo, unul pe acolo care joacă pe 5 lei, mai e unul pe acolo care joacă pe 5 lei, aparatul nu are cum să-ți arunce ție 15.000x înapoi. 5 ori 15.000 sunt 75.000 și el să facă profit, nu știu, 1.000, 2.000 de lei de la 4-5 jucători. Așa și cu mizele mari. Cam așa stau lucrurile. Da, mulțumim Maverick, așa este, chiar alaltă seară o persoană care și-a făcut cont pe casinoul menționat de tine, eu n-o să dau numele, îl vedeți în chat, mi-a spus că să verificați RTP-ul și pe EGT și pe Playngo și pe Pragmatic, deoarece este foarte, foarte redus, mare atenție. Semnez că am mărit grup fără... Incredibil, după o lună și ceva am reușit să facem 2500 de persoane, să fim 2500 de persoane pe fără depunere. Am încerc zi de zi să vă postez câte o ofertă, acum 3 zile v-am postat pe Player, după aia v-am postat pe Million, după aia v-am postat pe Winner, o să încerc în seara să vă postez și pe Elite, o să încerc să vă postez și varianta cu 888, cu 25 de roni gratis, fără depunere, instant la validarea contului cu limită de retragere, până la 1000 de lei, o să încerc să postez cât mai multe lucruri. Semne exclamării Winner Pragmatic, 200 de rotiri gratuite fără depunere instant la validarea contului, sau semne exclamării Winner 150 de rotiri gratuite fără depunere pe Shining Crown. Aceeași ofertă, atâta că aveți plus pachetul de bun venit, bineînțeles, pachetele sunt non-sticky pe Elite, 7 și Winner. Și după cum vă spuneam, nu uitați că oferta este aceeași, atâta că vă alegeți fie 150 de rotiri gratuite fără depunere la Shining Crown, pe Shining Crown, pardon, la jocul Shining Crown de la providerul EGT, sau vă alegeți 200 de rotiri gratuite pe jocul John Hunter and the Mayans God de la Pragmatic Play. Eu recomand pe acelea și acum nu merg că vezi, doamne, e cantitate și față de calitate, că nu avem calitate pe Shining Crown, hai să fim serioși acum, chiar dacă jucăm Shining Crown, nu e calitate, e mai repede calitate pe John Hunter and the Mayans God, adică trebuie să fim realiști în final. Da? Și că vă spuneam, Maverick, nu neapărat de cazinoul menționat de tine. Pe orice cazino pe care vă pune să vă jucați, dacă nu vă jucați pentru jackpot, te dăm exemplu, mergem pe Pragmatic, da? Vrem să ne jucăm bas bonanța standard, da? Nu jucăm bas bonanța jackpot. Vrem să jucăm pe cel clasic. Să ne uităm la RTP, pentru că foarte multe cazinouri în ultima perioadă au scăzut RTP-ul. Bine, acum o să-mi spuneți că, păi și cu ce ne afectează Diamond? Păi vă afectează, pentru că acea treaptă, minimă treaptă redusă, adică 1% din RTP, vă șterge dintr-un foc șansele de a mai prinde Max Win-ul. Asta în primul rând. În al doilea rând, ștergând șansele de a mai prinde Max Win-ul, ne șterg și șansele de a mai lua mai des în base game un 50-100x. Cam așa stau lucrurile și automat vom pierde enorm de mult. Înțeleg că pe termen lung orice am face vom fi în pierdere, dar măcar să jucăm pe RTP normal și să sperăm că vom prinde un câștig. Na, știți vorba aia, speranța moare ultima. Salutare Valentin Stoica, bine ai venit. Salutare FBO, long time no see, de când n-ai mai venit. Na, nu nicio problemă, bine ai revenit. Diamond, spune-mi și mie cum poți să vorbi telefonic cu un inginou, decât să te duci pe Victoriei, să te duci direct la sediu, atunci poți să vorbești la registratură. Au și ei două numere, dar sincer, nu prea răspund atât de des. Decă dacă suni în anumite ore, riști să nu dai de ei. Dar ai numere de telefon pe site. Eu ți-am spus mai finuț că nu o să-ți răspundă nimeni, da? Da, na. Sunt ocupați și ei, îți dai seama, au diferite cazuri și nu prea au timp să stea de telefon. În final. Păi,
hai să schimbăm, să jucăm la multe. Eu știu că vă, nu vă place stilul ăsta de joacă al meu, adică în care îi dau pe automat și îl las să meargă. Dar să știți că live-uri nu prea am prins, într-adevăr, pentru că joc mize mai măricele, 10-20 de lei. Dar să știți că pe offline, când joc pe 2 lei, pe 4 lei, pe 5 lei, să știți că prind foarte des șeptarii, după cum ați observat și videoclipuri și poze. Nu știu, e altceva, bine, diferență și de miză, e normal în final. O, salutare, relax, uite, jucăm o fructă ca bătrânei, așa încet, la mânuță, pe automat acum, n-am dat încă la mânuță, așteptam alea 3 coroane cu 2 șeptari. Bine, măcar 2 coroane cu 2 clopoței, dar asta e o altă discuție. Condoleanțe, fub, îmi pare rău. Puteai 3 lămâiuțe în spate... Te simțeam. E bun și 19x-ul ăsta, dar na. Da, aia cu șeful, da. Da, mă, da. Na, ce vrei? Cu relații, știți cum merg la noi lucrurile. Dacă o să votăm în constituare PSD, o să fie în continuare la fel. Na, ce să facem? Nu intrăm în politică, da. M-am dat doar un exemplu. Cash, băi, Lucky, băi, cum vine asta, măi, intri pe live și ceri joc, nu zici și tu salut, ce faceți, nimic, a tu, gata, vrei joc direct, mergem pe 20, Lucky Clover, dacă tot l-ai cerut, aoleo, e de la Clover Chance, hai că jucăm club, dacă vreți, jucăm EGT Digital, n-am nimic împotrivă, dar nu... N-am, eu sincer am mai jucat EGT Digital, dar v-aș spune sincer să cam stați departe de variantele astea cu jackpot-uri, cu bet înjumătățit și așa mai departe. Hai să vă explic, că mulți nu o să înțeleagă ceea ce am vrut să spun. Păi EGT Digital, varianta Clover Chance, varianta Bells, varianta jackpot progresiv... Avem beturile înjumătățite. Ce înseamnă acest lucru? Noi dacă jucăm pe betul de 10 lei, plățile în base game or să fie pe betul de 5 lei. De ce? Pentru că 5 lei, adică extra 50% din bet, se duce în aceste jackpot-uri, ca să le spun așa, gen clopoței Bells, gen Clover Chance și așa mai departe. Ok, nu este EGT Digital, ok, mergem pe Lucky Clover, dacă nu e EGT Digital, cu cea mai mare plăcere, dar jucăm și EGT Digital, adică, na, fiind pe live, nu pot să comentez. Bun, hai să, na, să dau și pe 20, că tot mi-aș cerut câteva mânuțe, că ne-am menținut, joc și-o la mânuță, să dau și-o două dublaje și plecăm de pe Shining Crown, că am stat prea mult pe Shining Crown. Na, nu știu că voi nu aveți răbdare și că trebuie să facem gamble și na, să fim mai agresivi cu beturile, da. Na, realitatea este puțin alta. Aia, ți s-a părut Lucky, că am zis că vreau să-l joc. Ai văzut tu greșit. Salutare, Hunter, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Vreau să-i mulțumesc YouTube-ului pentru partea cu notificările în care le trimite la fix 15, 20, 30 de minute de la încheierea live-ului, adică mai bine data nu cred că se poate, probabil se putea să le trimită mâine, dar na, nu e nicio problemă, acceptăm și partea asta. Da, bun, am dat pe 20, aproape ne-am curățat de 20x, mă rog, ne-am mâncat 20x de fapt, că e 20 ori 20, 400, da. Na, mai încercăm câteva mânuțe, totuși. Shining-ul ăsta e dezastru total. E de la BF Gaming. Ah, ăla de mi l-ai arătat, da, ăla, da, aș vrea să-l joc, Lucky, da, ăla e de la BF, da. Putem să-l jucăm când, dacă o să avem BF, ne mutăm pe Las Vegas, putem să-l încercăm acolo, nu mă deranjează, n-am nimic împotrivă.
Dacă nu, v-am mai spus, nu prea sunt pro EGT Digital, v-am explicat din ce cauză. Adică eu dau pe joc pe 20 de lei și îmi dă face plățile din base game pe 10 lei. Adică practic în loc de 9x acum, aș fi avut 4,5x. Deci în loc de 180 îmi dădea 90. Da. Da, bun. Dice-ul, luăm două zaruri, nu vampirii, dice-ul, mă, stai să vedem, e varianta cu... Aici, luăm și noi două zaruri, dăm pe automat, hai, încercăm să schimbăm cât mai mult jocurile. Bă, tu ți imaginezi, mă, după ce că jocurile sunt varză pulbere ca trasofei scar și RTP-ul, doamna. Da, păi, dar să știi că nu sunt doar anumite cazinouri Maverick, sunt foarte multe cazinouri care au RTP-ul scăzut la diferiți provideri. Eu nu cred că există cazinoul perfect, adică oricum nu există cazinoul perfect, asta e de la sine înțeles. Vreau să spun că nu cred că există cazinoul care să nu aibă un RTP scăzut la vreun provider. Exemplu, majoritatea cazinoulor care au provideri mulți, o gamă largă de provider, provider automat au RTP-ul scăzut pe anumiți provider și în general din ce am observat scade RTP-ul pe jocurile foarte foarte volatile. Exemplu, Nintendo, am văzut că mai peste tot la Dead or Alive 1 este RTP-ul scăzut, adică avem 93% șansele ca noi să prindem linia The Wild, e una la infinit, neexistentă, adică nu cred că mai ai cum pe, cu RTP-ul a redus în asemenea hal să mai prinzi linia de wild. Da. Tudor, așa asta cu 50 de lei se întâmplă pe aici, pe acolo, la 1 la 1, dar gândește-te că sunt foarte mulți în spate care bagă acel 50 de lei, cum spui tu, și nu câștigă nimica. Adică pierd și nu au cum să intre pe grup să spună am băgat 50 de lei și i-am pierdut. Că, na, nu se ia mai mult, o să fie și înjurați de majoritatea persoanelor și nu are rost. Așa, cei care bagă 50 de lei și câștigă, postează. Uite, am băgat 50 de lei, am făcut 5.000, am băgat 50 de lei, am făcut 10.000. Adică, cam așa stau lucrurile, dar gândește-te că sunt foarte, foarte mulți în spate care bagă 50 de lei, exact cum spui tu, și nu câștigă. Păi, hai să vă mai explic încă o dată că, na, nu, majoritatea nu ați înțeles. Deci, eu ca virgulă casino online vreau să fac colaborare cu un provider, da? Acel provider îmi pune la dispoziție un admin control panel, da? Și jocurile sale. Eu din acela control panel pot să-mi setez RTP-ul jocurilor, pot să-mi setez max win-ul, dacă un joc poate să dea max win-ul respectiv, pot să-mi setez varianta de joc, pot să-mi setez diferite, din astea, cum naiba se numesc, diferite încadrări, diferit font, adică așa stau lucrurile. Nu, RTP-ul nu este redus de provider, că foarte mulți îmi spuneau că nu, frate, că providerul este a dat jocul pe cazinoul respectiv cu RTP-ul redus, că așa ne-au spus ăia de la suport. Nu, tată, nu. Providerul pune la dispoziția cazinoului jocul cu 7.000 de variante, cu tot. Mai departe, cazinoul îl dă la populație cum vrea el, cazinoul, fiecare cazino. Pentru profit, cu cât RTP-ul este mai mic, cu atât cazinoul o să facă profit și mai mare. Punct. Adică, de logic, pentru că cu cât ai RTP-ul scăzut pe un joc, cu atât șansele ca să prinzi câștigurile jocului, câștigurile rare are fiecărui joc, se diminuează până la extremă. Adică, dacă, exemplu, sunt anumite jocuri care au 3-4 trepte de RTP reduse, e bine, află că pe aceea, pe a treia și pe a patra treaptă de RTP, 100x-ul e ca și cum ai lua max win-ul. Cam așa o să se încadreze. Ca să mă înțelegeți. Am înțeles, deci vreau să te opresc că ai dat un 20x acum, ai zis, hai mă că îi dau la fraier un 20x, bă, eu zic să mergem să schimbăm, să iau ceva cu speciale, cu astea, un Book of Magic, un Versailles Gold, că știu că asta vă place, dacă tot stăm pe EGT-uri, de ce nu?
Bună, Francesca! Bine ai venit! Așa e, long time no see! Mă bucur că ai revenit! Bine ai revenit! Ai venit cu noroc, luăm și noi două zaruri în următoarele 10 mâini, cu siguranță! Putem juca și un Lucky Lady Charm fără probleme, Iulian. Da, nu există, dar eu ți-am spus, hai să spun ceva, Maverick, eu ți-am explicat cum stau lucrurile. Ceea ce ți-am spus eu acum, nu trebuie să-i crezi pe aia de la casino, trebuie să te duci și pe Google să cauți. Poți să găsești exact ceea ce ți-am spus și eu. Eu nu mă iau după aia, eu mă iau după realitate. Mulțumesc, Francesca. Hai că ne jucăm. E ok. Am zis să stăm pe EGT-uri. V-am spus, dă mâine o să facem iarăși bonus hunter, o să ne luăm 3 cazinouri. Mă gândesc, win boss-ul, milionul și nu mai știu. Vedem ce prințesul, winner-ul, nu superbet-ul. În niciun caz superbet-ul, fără superbet. Vedem care o să fie al treilea cazino și să facem 3 bonus hunturi și vedem dacă reușim să facem 1 miliard start, 10.000, 12.500 sau 15.000. Ne mai gândim la sumele de start. Și că tot vorbim de 1.050.000 de rotiri gratuite, fără depunere, plus pachetul de bun venit, bineînțeles, după cum v-am explicat și v-am obișnuit, prin linkurile mele, toate ofertele vor conține și pachetul de bun venit. Și vreau să vă spun, dacă aveți întrebări referitoare la vreun joc, la vreun casino, la, nu știu, vreun provider, în limitele cunoștințelor mele, vă ajut și vă explic cu cea mai mare plăcere. Pe Elite Slots, Lucky. O părere despre Las Vegas. Măi, e un casino bun, e un casino stabil. Vezi că și ei au avut RTP-ul scăzut la pragmatic, dar acum l-au refăcut, este RTP-ul mare. E un casino ok din punct de vedere al bonusurilor. Gândește-te că la ei avem bonusuri full non-sticky. Ce înseamnă acest lucru? Adică putem să jucăm fie cu balanța cash prima oară, fie cu balanța bonus. Au început să adauge și ei provideri, au o gamă largă de jocuri, de provider, au băgat și ei roată. Suportul e... să zicem, e ok, e decent suportul. Aprobările retragerilor sunt în câteva ore, deci iarăși e un lucru foarte bun, că se mișcă foarte repede. Aprobarea documentelor, am și o ofertă la ei cu 111 rotiri, probabil cea mai bună ofertă, 111 rotiri gratuite, fără depunere, fără rulaj pe miza de 0.50, iarăși la validarea contului, care validarea se face în maxim 30 o oră, hai să zic 60 de minute, să nu fiu chiar în funcție de volum, da. Deci sunt ok, în final sunt ok, dar încă o dată, nu există cazinoul perfect, asta în primul rând, da, sper că v-am lămurit pe toți. Iar al doilea lucru, nu trebuie să vă luați după mine, după ăla, astea sunt doar pur și simplu niște păreri personale, ca să spun așa, în funcție de testele pe care le-am făcut eu pe cazinoul respectiv. Tu, principal, ca jucător, trebuie să-ți dai seama care este cazinoul cel mai bun pentru tine, cazinoul pe care tu câștigi, te simți bine, ți oferă cât mai des bonusuri, rotiri gratuite, ai o relație bună cu cei de la suport, ai înțeles tot. Ăla este cazinoul cel mai bun pentru tine. Degeaba mă vezi pe mine că joc pe Elite Slots, că câștig, că mă simt bine pe el, postez în continuu de pe Elite Slots câștiguri. Dacă tu în momentul când vei juca, vei pierde și iar în momentul când vei câștiga ceva, o să spună 7.000 de cerințe, de documente și o să încerce să nu te acorde bănuți. Adică acesta nu o să fie un cazino bun pentru tine, ca să o luăm pe logic. Deci tocmai de asta v-am spus, cel mai bine testăm cât mai multe cazinouri și lăsăm la o parte superbetul, încercăm să jucăm cu bonusuri non-sticky, ca virgulă pe termen lung să ieșim cât mai puțin bani în pierdere. Eu cred că toate cazinourile se bazează pe psihicul jucătorilor, de asta nici nu aprobă retrageri instant și nu șer documente, copie card când faci cont ca să pierzi bani. Măi, Tudoraș, dacă oamenii ar citi termenii și condițiile sau aș avea eu un număr cât mai mare de oameni pe live, nu ar mai fi probleme, pentru că oamenii ar înțelege exact cum stau lucrurile. V-am spus, ne facem un cont, am transmis buletinul, l-a validat, ne validăm e-mailul și telefonul. Asta e prima fază, e kick-ul minim, know your customer minim, da? Pe care se cere prin lege și prin termenii și condițiile generale ale fiecărui casino. În secunda 2, am luat oferta, ne-am jucat, ne-am astea, rotirile gratuite fără depunere,
ok, s-a terminat, i-am pierdut, a fost. Vrem să facem o depunere, avem un bonus non-sticky, generos, 125, 150, 200%. Ce facem? Am făcut depunere, în secunda 2 transmitem poză față-spate card. Da, o să rămân pe card pentru că majoritatea cazinourilor în ultima perioadă au început să anuleze bonusurile la depunere cu portofele electronice gen Skrillner, Teller și Paysafe Card. Deci o să rămânem cu poză față-spate card. Și încă o factură, nu avem factură, transmitem și un extras ca să avem mediul acoperit al contului. Ca virgulă în momentul când avem de efectuat o retragere, dacă câștigăm din primii bănuți depuși, să nu ne mai ceară absolut nimic ca cazinoul și să nu avem probleme, să nu întâmpinăm probleme după ce efectuăm cerința de retragere. Salutare, Ștefan Taifas, naștri ca o inimă roșie. Ne-am dat un jackpot Hunter. Dacă vrei vreun joc și vreți vreun joc, să-mi spuneți. Mergem și pe... stai că Clover-ul e de la BF, deci nu putem să mergem. O să mergem pe ceva cu 40 de linii. Hai să luăm... nu More Dice-ul, cam jucăm la Dice. Mergem pe More Lucky and Wild. Da, hai că tot am văzut Lucky în chat. Mergem pe 40 More Lucky and Wild. Pam, 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 pam. Măi, Tudor, și nu există asta cu un weekend, n-ai nicio șansă. Nu, spui lucruri greșit. Pui lucrurile greșite. Hai să-ți explic de ce. În orice moment poți să fii Alix-lea care apasă start și să câștige. Da? Eu am câștigat și în weekend, am câștigat și în timpul săptămânii, am câștigat și noaptea, am câștigat și ziua. Nu există. Trebuie pur și simplu să fii locul, omul potrivit la locul potrivit. Și să apeși, să ai X-ul ăla, să apeși startul, să dai start. Să prinzi RNG-ul ăla norocos. Asta este. Părerea mea, cele mai bune cazinouri sunt Superbet, Fortuna și Betano. Sincer, e doar părerea mea. Da, nu, Dragomir, Doamne ferește, ți acceptăm părerea. Dacă tu ai avut o experiență bună pe acele cazinouri, atunci e normal ca tu să le recomanzi pe acelea, normal. E exact ce spuneam mai devreme. Fiecare dintre noi, în funcție de experiența noastră, recomandăm anumite cazinouri. De asta și eu pe live... recomand doar anumite oferte, gen de la Elite Slots, de la Winner, de la Million, de la Las Vegas, Player, pentru că eu am avut experiențe bune pe aceste cazinouri. Pe site-ul diamondcasino.ro, îmi punea și el un zar parola 4 să fie avut și noi 6 linii de șeptar, taia, mă l-ai pus acum. Pe diamondcasino.ro găsiți peste 40 de cazinouri, o ofertă la 40 de cazinouri, dar dacă eu nu am jucat la ei pe ele și nu... și am jucat pe unele și nu am avut o experiență chiar atât de bună, o să le promovez pe live. Normal, apune mă și pe al doilea, să luăm și noi măcar 200x de le de milă. Pui parola 4 jos. Aoleu. Dar ce are Superbetro? N-are nimic, afane, dar din câte știu și mi s-a mai spus, ei au RTP-ul mai mare în jackpot-uri. Și automat foarte mulți o să pierdeți. Pentru că la ei se bazează strict pe jackpot-uri. Am discutat Lucky de RTP-ul pe cazinoul respectiv. Dacă oamenii ar citi Hunter, te contrazic puțin, sper să nu te superi pe mine. Dacă oamenii ar citi termenii și condițiile generale ale cazinoului, 60-70% din ei nu ar mai juca. Poate chiar 75% s-ar duce pe strict pe offline în săl și ar înțelege ceea ce citesc, cel puțin 75%. Am zis să fiu generos cu 75%. Să fiu corect, dar eu zic că mult mai mult. Mergem pe 40 burning pentru tine, Hunter. Da, ai avut noroc, n-am spus că nu se poate câștiga. Salutare, Florentin, bine ai venit, Dragomir. Nu, n-am spus niciodată că nu se poate câștiga pe Superbet. Nu, stai că ne-am înțeles greșit, total greșit. Nu, eu pur și simplu am spus că sunt foarte, foarte, foarte mulți care pierd din cauza că avem un RTP mai mare în jackpot. Atât, n-am spus că nu poți să câștigi pe Superbet. Doamne ferește, nu, niciodată. Da, hai să intrăm și puțin în detaliile astea, Dragomir, că tot stăm aici.
Da, așa este, Elite, Winner și Seven, aparținând toate de Winner, sunt sub licența celor de la Winner, au specificat în termenii și condițiile, bun că ai luat și portocal la capăt, au specificat în termenii și condițiile lor generale, că îți pot cere încă o factură de utilități, selfie cu buletinul, selfie cu cardul, extras bancar pe ultimele 3 luni, extras din portofelul electronic, cazier și etc. etc. Tu aveți lista în termenii și condițiile lor generale. În momentul când noi ne creăm contul, noi acceptăm acești termeni și condiții. Dar dacă noi acceptăm și avem documentele respective, să știi că cazinou, după ce le dai toate documentele pe care ți le cer, tu ai răbdare, nu joci bănuții, ți aprobă documentele, poți să faci retragerea și totul este rezolvat. Este ca pe orice alt cazino. Am impresia că ei au avut probleme cu frauda. Eu așa stau și mă gândesc. Ei au avut probleme în trecut cu un anumit lucru de fraudă și tocmai de asta acum vor să se asigure că nu se mai fac prostii și de-aia tot cer tot felul de documente, cred, zic și eu acum. Salutare Lazar Marian, bine ai venit, mă, că ești alături de noi. Mr. Bud și Mr. Beat și Conti sunt super ok. Te vede dacă tu ai avut o experiență bună pe acelea, da, de ce nu? Mr. Beat aparține de gama Avento, este împreună cu Slot V și cu Frank. Conti aparține de GhetsBet, este cu GhetsBet-ul, bineînțeles. Joc de un an și jumătate la Superbet pe mize maxim 10 lei, nu am prins niciodată un jackpot cards. Pare rău, fane, eu în 5 ani pe Superbet mize între 1 și 5 lei, n-am, hai să zic că am jucat și eu odată pe 10 lei și pe 20 de lei la Super. Am decât două jackpot cards-uri, am o treflă și un rom, v-am mai spus, vă repet, adică na. Dar cunosc persoane care au luat și pe 0.40 inima roșie, da. Asta a fost noroc, cum să spun eu, nu sunt la ordinea zilei lucrurile acestea. Da, exact, uite că ai scris tu acum și eu spusesem înainte. Au luat pe 20 de bani, unii jackpot avem pe 20 de bani și roșie la Superbet, avem și pe 40 de bani roșie la Superbet. Adică, dar sunt excepții, adică... Gândiți-vă câți ori să piardă ca să se acorde acel jackpot pe 0.20 sau pe 0.40. Hai mă, dar pune-l și parola 4 odată. Atâtea mâini. Da, nu, așa este, Dragomir, sunt de acord cu tine. Așa este, n-am niciodată, chiar dacă îi promovezi, spunem lucrurilor pe față, știi că eu sunt din ăsta care nu s-ascunde. Așa este, dar hai să spun ceva, ei se gândesc că, se gândesc că poate s-a întâmplat ceva între timp, poate că nu mai deții acele lucruri, poate că depui fraudulos, zic și eu acum, na, și automații le mai cer încă o dată. Da, nu, stai liniștit, fane, cunosc pe cineva care este super VIP la Superbet, joacă în prostie, n-a luat nici cei 50.000 la roată, n-a luat nici jackpot cards și joacă între 20 și 50 de lei, e nebun, nu intrăm în detalii, că poate este și el pe aici pe live, mă, știe. Omul joacă mulți bani în final, nu o să dăm nume, nu intrăm în detalii din astea, doar că joacă mulți bani și știe că n-a luat, el e obsedat de 20 super hot. Bă, ce trebuie să-ți dea jocul ăla, bă, omule, bă, are 1000x, mă, la tablou, bă, când iei, mă, tu tablou, că de 5 ani joci, de 2-3 ori pe săptămână, pe 20-50 lei, n-ai luat odată șeptarii până în capăt, lasă naiba jocul ăla. Doamne ferește, salutare Remus, bine ai venit, mă ia cu 20 super hot-ul, că uite frate că am făcut 30.000 după 50 de lei, băi frate, ai luat 600x, doamne, te-a dat un tablou de struguri de 400x și încă câteva plus, mamă ce mult ai făcut tu. Salutare Remus încă o dată, bine ai venit, nu le mai dați bani, da, nu le mai dați bani, lăsați-mi în pace, chiar dacă cer, nu am nicio problemă. O să facem, pe viitor o să fie, v-am spus, de mâine o să începem varianta cu bonus hunter, încercăm să facem și noi un miliard, că na, toată lumea vorbește de miliarde. Hunter, nu te-am uitat, mergem pe 40 burning, pe la 3600, și că e un momentul când îl prind pe automat limitat, poate iau și eu alea două zaruri, măcar să le vedem.
Dar nu 3 stele, băi, ți-am zis 2 zaruri, mă, nu 3 stele, ce baba măsi. Da, așa e, așa e, Dragomir, nu te contrazic, nu știu, cunosc, eu pur și simplu ți-am spus cum cred eu că stau lucrurile. Păi nu doarme, te dreai că-l băgăm, dar să știi că nu doarme. Momentul când prinzi un joc care te menține, v-am mai spus, da. Pe mize mari nu prea este așa, dar pe mize mici, gen 2 lei, 5 lei, dacă ai prins un joc și te menține, stai tată pe el dacă l-ai prins pe nelimitat automat, că până la urmă îți dă și o plată mare. Pă, ce trece de 10 lei nu prea este așa, într-adevăr și eu am diferite sesiuni și pe 10 și pe 20 de lei în care nu... N-am prins, chiar dacă m-a menținut jocul, după aia a luat-o în jos, n-am mai prins câștigurile mari, dar pe mize mici să știți că totdeauna prind câștigurile mari, de asta și am 70 de linii de șeptare anul trecut pe Shining Crown și de peste 100 de ori zarurile până în capăt, aveți videoclipurile pe YouTube. Și nu mă luați acum că ai avut un noroc, nu tată, pur și simplu am insistat pe joc. Băgăm, băgăm, un 20 super hot, nu. Nu, fără problem, mergem pe 40 burning, acum și ca la 3500. Hai să nu uite, să facem altceva, că na, mai încerc și pe varianta a doua, câteva mâini și gata, plecăm imediat. Până la 3500 am fugit de pe el, răbdărică, că prind și eu ceva mare. Am dărică acum și ca. Un joc e bun și cât... cât de des plătește, de-aia unul consider 20 super hot-uri bun. Păi da, Lucky, dar 20 super hot-ul plătește des și puțin, gen 1, 2, 5x, 10x, maxim, foarte des. Bine, nu-ți imagina des să te ridice să faci 1000 de lei, dar des, na, fiind un joc non-volatil, având 1000x max-uinul. Acel 1000x max-uinul, nu, n-o să-l vezi niciodată, fără nicio supărare, n-o să luați tablou de șeptari pe 20 super hot, niciodată. Plățile pe care le puteți lua pe 20 super hot, plăți de retragere mari, sunt cele 5 stele 500X și tabloul complet de struguri. Asta puteți să prindeți, într-adevăr. Mergem, Francesca, fără probleme și pe Wild Spells. Schimbăm pentru tine și pe Pragmatic. Acu și ca câteva mâini, 3750 ani, a crescut punctul de plecare de pe el, întrucât ne-a dat zarul de 50x pe rola 2. Daniel are ceva. Măi, da, sunt curios, Daniel, de ceva. Dacă mergi în sală cu noi, ce joci în sală? Că în sală n-ai decât EGT și Novomatic. Atât ai, 99% din săl, că mai se întâmplă să mai găsești printr-o sală un Motormania, un CT Gaming, se mai întâmplă să mai găsești un 2-3 aparate cu IGT-uri, atenție, IGT, nu EGT. Dar în rest, 99% din săl ai EGT-uri și Novomatic. A jucat cineva astăzi la Casa Pariurilor jocul ăsta pe 50 de lei și din 40 de milioane nu i-a dat niciun zar. Pare rău, Sorin, da. V-am mai explicat Dyson Roll-ul, având în vedere chiar dacă avem 750x max win-ul, livrează tabloul complet de zaruri. Momentul când ne pune două zaruri cu plată până în capăt, avem retragere, ne dă plată de retragere. Pentru că cel mai rău caz avem dice-urile de milă care sunt 200x. Și automat dacă ești pe 0,50 de bani, pe 1 leu, îți dă 100 de lei, 200 de lei, ai bani de retragere. Asta e variabilă și pentru sală, valabil și pentru online. Felicitări, Tedere, exact ce spuneam, livrează și pe mize mari. Am și eu pe canal, pe toate mizele, zarurile până în capăt, inclusiv pe 10-20 de lei tablouri complet, inclusiv pe 50 de lei zarurile până în capăt. Care e treaba cu dublajele? De ce nu joci la ele unul joc des la dublaje? Fane, consider că oricum avem un RTP 96%, să mai dau și 50-50 din puținele plăți pe care mi le dă jocul. Consider că aș pierde mult mai repede și mult mai des. Știu că acum mulți o să vedeți că mamă... Băi, frate, m-am ridicat din dublaje și eu știu dublajele. Nu, tată, nu știi nimica și nu, te-ai ridicat odată, te-ai ridicat de două ori, ai văzut pe unul, pe ăla că câștigă din dublaje. Da, s-a întâmplat. Dar, ce vreau să vă spun, dar
Nu există o tehnică. Pur și simplu a vrut aparatul să-ți plătească. Asta vreau să vă fac să înțelegeți. Salutare, Gabriel! Bine ai venit! Adică nu există că am știut eu dublajele, am știut eu seria care o să vină. Nu, oricând această serie se poate schimba, pur și simplu ați nimerit jocul să țină dublajul. Asta este, e pur și simplu o superstiție din capul nostru că știm noi seria, că știm noi dublajele. Nu există. Păi și tu toate GT-uri joci, am înțeles, Daniel. Dăm și pe un vampir pentru tine, bă, Gabriel, fără probleme. Păi, Daniel, să știi că mai repede merge să joci o bilă, un Lucky Lady Charm de la Novomatic, un Dolphin Spur de la Novomatic, pă, nu știu, 0.50 să dau un exemplu. Ai o mai mare șansă să iei un 1000 de lei pe 0.50 decât să te bagi la un EGT și să faci 1000 de lei pe, nu știu, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, să zic. Deci mai repede te bagi pe bile decât să joci EGT-uri fructe. Nu știu, părerea mea. Ăsta o să dea semipană. Doamne, ăștia, te drept, eu aș vrea să ne ridice măcar pe la un 12.000 așa să... luăm, să avem un prim site de bonus hunt. Știi cum e? Cursa spre un miliard. Sperăm că nu-i pierdem după primul bonus hunt pe toți. Atunci nu e bună ideea. Dacă rămânem fără bonus după primele deschideri. Nu, n-avem cum, imposibil. Că na, o să fie mize 4 lei, 5 lei, 6 lei maxim la bonus hunt. Dar ziceam și eu așa. Cobeam acum. Jucam un joc cu Alien. Păi jocul ăla cu Alien, Daniel, de care spui tu, de la IGT, nu mai e de vreo 20 de ani în săli. Mergem și pune Age of Troy, Dragomir. Băgăm și o specială. N-am mai intrat într-o sală de ani buni. Păi n-ai spus data trecută că ești în San Plața? Când a fost acum vreo 3 săptămâni, Daniel? Cel mai mare max win la EGT era panou de șeptare la 40. Emanuel, da, este, avem 5000 X pe 40 Shining Crown. Atenție, nu varianta de online, de pe EGT Digital. Varianta standard, tabloul complet de șeptari este 5000 X. Acela este cel mai mare potențial de plată de la un joc EGT. Pe locul 2, exact cum ai spus tu, este 3000 X. Avem 40 Burning Hot, 40 Burning Hot 6 Real și... 40 Burning Hot, 100 Burning Hot, pardon. Îmi cer scuze. Și bineînțeles, mai sunt câteva cu 5000X, gen Majestic Forest, Versailles, Inorogi și așa mai departe, care dacă dă tabloul complet de top symbol, sunt 5000X. Da, vorbim aici de jocuri care livrează. La 40 coroane, Emanuel, are 5000X. Da, sunt aproape imposibile, exact, dar tabloul complet deșeptar pe 40 Shining Crown, să știi că există, dacă intri pe net, o să-l găsești. A fost deja prins. Am înțeles, Daniel, da, am crezut că ai fost la joacă, am înțeles eu greșit, îmi cer scuze. Da, eu mă gândeam că ești tu la joacă acolo și că de asta n-ai mai vrut să vii în milion, în partea asta altă unde eram noi la obor. Dar am înțeles acum, erai la cumpărături. Înțelesesem eu greșit, ce-ți faci? Ce mai întâmplă? Bă, ok, mănâncă. Nu zic nu, e ok. Dar să vedem și noi două trifoaie, rola 2, rola 3... Să vedem și noi, nu știu, trei rânduri de șeptari, o fructă până în capăt, ceva. Bună, Valerica! Bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Văd și eu că e mor, da? Na. Știu, Tedere, da? L-au cerut băieții și na, mă, îi onorăm. Așa e frumos. După asta o să iau și eu un joc și după care o să mergem pe Age of Troy. Cer și eu un joc, poate mă ridic, cine știe.
Iau și o guriță de apă, bărbă, o secundică. Na, na, no, 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 no. Am câteva mâini la mânuță. Hello, Florin Don, bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Nu uitați de grupurile pe care le promovez. Suntem 2500 de persoane pe ambele grupuri. Semne exclamării grup fără, fără depunere, bineînțeles. Acolo se postează tot felul de oferte. Fără depunere și rotiri gratis și așa mai departe. Iar semne exclamării grup, suntem tot 2500 de persoane, se postează tot felul de poze, câștiguri și așa mai departe. Da, mergem mai departe. Ce am zis că joc? Hai să jucăm ceva cu specială. Tristei să ne imbolacu, nu, 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 nu. Care să vină și repede. Penguins. Gata, am găsit. Am găsit. Iau și eu un joc. Văd și eu două schiatere. Că tot mi-a dat astăzi careva un coment, nu pe 4, pe 8, pe 8, pe 8 de început. Tot mi-a dat careva un coment la tabloul de complet de pinguini. Trebuie să fi dat 50. Nu vrea, nu vrea, asta e, merge, merge și pun 100. Acușca ne ridicăm imediat, știu că am văzut că am pierdut, am luat-o puțin tel în jos, dar nu ne facem griji, stăm pozitiv că ne ridicăm. Se mai întâmplă, aici și pierzi, mai și câștigi. Nu e problemă. Hai tătucu. Ok, avem o liniuță de lobsters. Rischiatări. Pinguini în față, nu mai cer nimica. Scurt. Da, păi mi-a dat, având în vedere că sunt singurul cu tabloul complet la Pinguin Style, mi-a dat careva un coment la videoclipul respectiv. Bine, e un leu tabloul, na, dar e dat cu 4 ani, 5 ani, cred că are videoclipul respectiv. Am zis, hai să-l joc și eu pe live. Da, cred că nu trebuie, treaba asta cu pe speciale, cu automat nelimitat, ar trebui câte 50, câte 7, câte 100. Are scatterle, dar... Na, mi se dăm câte 50 să nu mai stăm cu 100 la... cu 100 și cu automat nelimitat, pardon. Vin și linia de Rico. 13,4x.
Așa, puneam și eu dacă mă întrebai tot una. Da. Am luat special, da, vă rog frumos. Că despre ce vorbim? Hai și pe ăștia doi în față. Nu, acușea, și unul în spate. Da, mă, ești nebun, așa le puneam, așa îi puneam și eu. Dacă aveam trei schiatere, nu mai îmi puneai un wild în față și un wild în spate. Bă, că despre ce vorbim? Mama, măsi. Mai vine o specială, cu siguranță. Tu vrei Wild Gang? Mergem și pe un Wild Gang. Răbdărică, răbdărică. Lasă-mă să mai auzi, să-mi iau aici două scatări. Nu vezi că își bate joc de mine jocul. Mi-a dat un scatter și mi-a pus 7 wilduri pe ecran. N-a legat nimica. Bă, nu e slabă, aproape 30x pe un scatter e foarte bună, Cristian, dar... Na, dacă erau două scatere, să fi avut, aveam linii de wilduri atunci, se schimba total, că acum a pus wild rola 1 jos, rola 5 jos, da. Na. Ce să facem? Ce să facem? Așa a fost, așa am înimerit mânuța. Haide tu cu... o linie de orice, da, da. Orice, dar dă-și tu un 100x. Hai să luăm și noi un 100x. Du-te-n paștele, mă! Acum o să luăm wildurile sus, rola 1, rola 5. Da, cu siguranță. Paștele, măsi. Hai, tată, nu le mai gândi. Hai, pune wild, rola 1, rola 5. A dat o linie de Rico. Și linia de dame? A mai dat linia de dame. Mai vine una cu siguranță. Răperică că luăm. Am luat 1, 2, acum ne pune 3. Da, le combină pe toate 3. Cu siguranță. Tot 50. Așa zic și eu, a treia oară vine plin. Măcar două scatere, știi cum e, că e altceva, ai altă plată la două față de unu. Deci două ar fi ideal pentru o plată decentă de peste 100x, ca să poată să-ți dea 100x. Bine, să și vrea că poate să-ți dea 3 scatere să nu-ți dea 100x, ca exemplu, că îți dă numai simbolurile mici și nu ți le duce până în capăt. Și îți dă 75x per specială cu 3 scatere, da. Da, foarte, foarte rar se întâmplă cu la 3 scatere să-ți dea 75x. În general, cam 125-200x plătește pe 3 scatere, din câte am văzut eu. Salutare, Croco! Bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Hai, mă, că ne ridicăm. Răbdărică că luăm acum și 2 și 3 scatere. Cu siguranță, au fugit, le-a avut. Pam, 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 bă, n-am înimerit. Am luat specială, două speciale, dar n-a fost să fie ce trebuie. Ce-ți facem? Mai întâmplă. Eu nu mai zic nimic ca Cristian, dacă vor băieții să dea like, le mulțumesc, dacă nu vor, iarăși le mulțumesc că sunt alături de mine, nu stau să mai întreb, să mai spun de like-uri, să nu zică lumea că cerșesc like-uri sau ceva, nu, no, sunt nicio formă. Pam, 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 pam. Am o sutică. Una mică, hai să te văd. Da, Gabriel, mergem și pe un Vampire Knight. Poate luăm 4 vampiri să ne dea 160x să ne ridicăm cu cea mai mare plăcere. Bun, liniuța de Juve.
Mâna asta cu trei scheatere nu ne deranja, adică era foarte, foarte, foarte binevenită. Ok, și mâna asta era bună, dar să fie avut două scheatere nu ne deranja. Hai mă, pune speciala aia odată. Încercăm, încercăm, Valerica, mai încolo, fără probleme. Am mâncat de la 3000, a dat două speciale și... Doar le-a dat. Adevărul că trebuia să fi stat pe denominația respectivă. Uite sus scheaterele. Da. Să le-ai și pe private ăsta până în capăt. 7-5, 7-5, 15. Băi, le-am văzut, dar mă așteptam să te lași, le lași pe toate 3. Hai să te văd că am luat 2 pe 10. Hai tătu, 100x dacă îmi dai, am fugit de pe tine. Hai. Astea două wilduri să le pui și aia e. Salutare Control Alt Delicious, salutare 2004 Nico, bine ai venit, mulțumesc enorm, n-avem wilduri, data viitoare, m-a tonat la linie, te las singur, deci te las singur, nu mă ating de tine, hai, orică față, orică spate, wilduri, orică spate, bine mă, bun, hai mă, că avem una, două linii le avem garantate de orici, perfect, dacă o lăsai și pe aia mai jos, să fi avut două față, două spate, era arhi suficient. Ai și un wilduri. E bun. Hai că ne-a dat aproape 100x, 85,25x. E totuși bine. Hai, mai stăm câteva mânuțe. Pam. Hai că s-a prins și noi o plată mare. Câteva mâini. Tot pe 100 îi dăm. Hai. Din prima. 3500. Ok. Răbdărică și plecăm de pe la cușica. Da, putem juca și pe inoroși. Hai că nu, am crescut. Avem una, două și acum urmează trei. Sau mai ne dăm o dată două și după aia ne dă trei. Zic și eu. Hai mă, fă o plată. Ok, a făcut plată. Nu prea 6x ai mâncat. Hai că e bine. Răbdărică. Hai mă, linia de dame. 5x. Mă, orice să dea câte două, nu mă deranjează. Deci să ne mai dea o dată două, n-avem pretenții noi de trei. Bine, trei ar fi vis, da, na. Eu zic că la un 32-50 plecăm de pe el. Nu-l lăsăm mai mult. Hai mă, niște wilduri, Rico până în capă, două scheatere. Dacă ați observat, toate specialele le-a dat cu plată în base game. Toate. Deja am avut o specială fără plată. Ah, ok, am înțeles, Cristian. Care și-au fugit. Da, măcar lăsai pe private mai sus. Ăsta pe private, pe skipper mai sus. Și avem și noi liniuța de Rico. Eu îi numesc exact ca pirați, ca pinguinii din Madagascar. Îl avem pe Skipper Wild-ul principal, ăsta e private, mascota, cum s-ar spune. Rico e cel de pe snowboard, e ăla nebun. Și pe Kowalski, ia să-l vedem, nu-l avem, nu cred că există Kowalski. Să zicem că orica e Kowalski, na? Gata. Da... Dau și-o la mânuță 4 mâini și am plecat. Poate. Ultima, gata, am fugit. Ne-am jucat. Ce mi-a spus voi să jucăm? Age of Troy, ok, hai să luăm un Age of Troy, poate. De ce nu?
Hai să vedem cum e cu 50. Răbdărică, răbdărică, răbdărică. Mulțumesc, mulțumesc, Nico, mulțumesc tuturor. Hai, mă. Băi, nu am pretenții să-mi dai 1000X. Nu vreau 8000. Bine, aș vrea, mi-aș dori. Dar să mă duci la 4000. Atâta, 100X vreau. Eu am pretenții, dar mai mult, 100X. Gata, 100X. Trage și noi un fum. Păi, da. Hai. Asta nu e 100. Sau să dai odată 3 rânduri de băieți în plin în față. Atâta. Asta nu... Bun, 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 gata, ne-a dat 100. Avem 1200, avem 150X pe mâna asta. Ba nu, 200X avem mâna asta. Cred. Hai să vedem dacă am făcut calculul bine. Eu așa zic că avem 200X. Avem 200X pe mâna aceasta. Bine, mă, gata, tucu. Nu-ți mai zic nimic. Mergem după... Pe Cocktail Rush, puțin tel, mă joc pe 10 lei pe Cocktail Rush după a 6-a linie de șeptar, că n-am mai prins nicio linie de șeptar până acum. Am rămas cu cele 5, după cum știți am 4 pe 5 lei și una pe 2 lei la Easter Edition. Hai mă, încă o dată, mai dă ceva. Ale, 3 rânduri, le vreau în față, 3 rânduri. E bine, nu ne panicăm, e foarte bine. Foarte bine, ne-am revenit înapoi cu bănuții. V-am spus, răbdărică, nu trebuie să ne panicăm, că ne ridicăm înapoi și facem și profit. Hai, mă. Eu nu mă ating de tine, eu te las să-i bagi singur, să gestionezi tu cât ai de plată. Eu nu, băieți în față. Salutare, Headstrong, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Merge, ne-am ridicat, e foarte, foarte bine. Suntem exact de unde am pornit din cei 5 minute, dar mai dăm încă 50, nu plecăm de pe el. Mai stăm încă 50 de mânuțe. Răbdărică. No, nimic, Headstrong, doar că am avut 1000X pe, am luat 1000X pe ăsta, pe cum naiba se numește, pe, mi-a recomandat Căne un joc, am jucat de două ori, dai seama că de asta nu-i țin minte numele, și ne-a dat 1000X, Star Bounty, pardon, gata, mi-am adus aminte, Star Bounty. Salutare, dude, bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Nu uitați, semne sclamării Las Vegas, că tot am vorbit de Las Vegas. 111 rotiri gratuite, fără depunere, fără rulaj, plus pachetul de bun venit pe miza de 0.50, exclusiv prin Star Bounty, da, mi-am adus aminte. Da. Bun și așa. Da, ne-am ridicat, mergem pe Cocktail Rush, v-am promis. Ăla mai sus! Zi, mama, mă, să-i dați, dai 20X, ridică-l, dă-l în paștele, mă, simt sus! Păi, despre ce vorbim? Ai jucat Knights Heart de la EGT? Nu, l-am jucat, dud. Hai că-l căutăm, dacă-l avem, îl jucăm cu cea mai mare plăcere. Ai, mama, așteptam să pui și tu special.
gata, mâncă, mai încercăm 50. Mai încercăm 50 că poate. Încă 50 și gata, plecăm, răbdărică, încă 50. Da, mă, fata aia a spus ce aveam și noi niuță. Atât de rar le pui pe toate 5. Da, am înțeles, dude. Nu l-am jucat nici, nu l-am jucat, dar dacă l-avem, îl jucăm. Eu, după cum știți, uite, băieții care merg cu mine și am fost de vreo 10 ori în ultima lună în sală, eu joc 5 jocuri mari și late. Shining Crown, rar de tot, inimioarele 10, Burning Heart, Royal Secret, nu l-am găsit, 40 Burning Heart, Dice and Roll, să zicem că mai joc 5 Dazzling din an în Paște, 5 Burning Heart. Și la Achille Edi Charm. Hai să zic că am jucat și Bucovra de vreo 2 ori, na, să fiu fair play. Astea sunt jocurile care le joc eu. Păi, dacă nu l-am jucat... Te-aș ajuta, dar... Dacă nu ne pricepem, se mai întâmplă. Am jucat. Am stat pe Shining Crown. Am luat și un jackpot. Avem varianta nouă de jackpot-uri. Le-am arătat la băieți. Na, n-a fost să fie ceva mare. Mergem pe Cocktail Rush după ce se termină astea 10 minute. Nu, mai că gata. L-am făcut. Oricum ne-a ridicat înapoi. Ce să vrem mai mult? Da, imediat vă spun. Salutare, Sergiu, bine ai venit. Maverick, imediat deschid eu subiectul acesta. Foarte bine ai punctat. Să-mi schimb jocul, să iau o guriță de apă ca să pot să vorbesc mult, să vă explic eu câte ceva. Mai avem 4 mânuțe. Imediat, răbdărică că nu uităm ideea. Da, nu l-am jucat, dă-i pe live, apasă pe live, dude, și nu o să mai fie delay deloc, te rog. Gata, am zis că mergem, numai, o mânuță. Gata, am plecat, nu vreau să rămână 200, gata, am zis că vreau să joc Cocktail Rush, vă rog frumos, avem Mystery Edition, prindem cele 3 linii de kiwi, bineînțeles, să nu vă gândiți la altceva. Așa, pe 10 leuți aici. Ia o guriță de apă și discutăm imediat. Bun, Maverick. Hai să spun cum stăm, cum văd eu lucrurile. În primul rând, v-am mai spus, în momentul când câștigăm ceva, am depus, nu știu, 100 de lei, 200, 500, 1000, funcție de nivelul fiecăruia, bineînțeles. Nu trebuie să mai ne jucăm din bănuții aceia. În momentul când am câștigat orice sumă și... am dat retragere, bănuții ăia trebuie să facem tot posibilul să intrăm în posesia lor, adică să oferim toate documentele pe care ni le cer cazinoul respectiv, să nu jucăm, pentru că cazinoul în momentul când își cer anumite extra documente, îți anulează retragerea, da? Asta înseamnă că ei vor ca tu să joci acei bănuți și nu este bine.
Cel mai bine este să le oferi documentele, să ai răbdare. Suntem noi împotriva cazinoului, referitor la ce ai spus tu, că nu te ajută nimeni. Te ajută, dar cu multe intervenții, e o bătaie de cap, e greu, știi câte cazuri am care sunt în continuare pe rol și nu le-am rezolvat cu diferite mici probleme, adică lucruri minore, nu ți imagina că wow. Și la fel, nu te ajută, ești singur împotriva cazinoului, ca să spun așa. Salutare, Ionuț Rusu, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Și că îi spuneam lui Maverick, cel mai bine, gândiți-vă că ce așa câștigăm din ce în ce mai rar, în momentul când noi am câștigat, RTP-ul s-a întors în favoarea noastră. Dacă noi, după aceea, jucăm bănuții pe care i-am câștigat, automat, a virgulă, noi să câștigăm, mulți au pierdut în acel moment în spate, da? Sunteți de acord cu mine? Și automat cazinoul rămâne cu absolut toți bănuții, inclusiv bănuții pierduți, inclusiv bănuții câștigați. Și nu este ok, că până la urmă de ce ne mai jucăm? Și așa pe termen lung vom pierde enorm. Orice am face, n-avem cum pe termen lung să fim în câștig. Și tocmai de asta, în momentul când am efectuat o retragere, chiar dacă următoarea zi cazinoul ne cere, nu știu, încă un extras bancar, selfie cu buletinul, selfie cu cardul, poză față spate card, etc, etc, să încercăm să le oferim acele documente și să ne retragem bănuții. Mulțumesc la fel, Ionuț, bine ai venit. Și schimbăm, Wild Spells urmează, după aceea mergem pe Wild Spells pentru Francesca. Și că tot vă spuneam de acest lucru, gândiți-vă în primul rând că orice ai face pe termen lung, vei ieși în pierdere. Dacă în momentele acelea puține, când tu reușești să câștigi ceva, îi lași și pe aceea la cazino următoarele zile, de ce te mai joci? Nu te mai juca. Dacă nu ai răbdare. Asta încerc să vă spun. Trebuie să aveți răbdare. Cazinoul nu vrea să ne pună bețe în roate. Vă dați seama că exact cum a fost și băiatul ăsta mai devreme de spunea că a văzut diferite postări din 50 de lei că s-au ridicat la 5.000, la 10.000. Cazinoul vrea ca să se ducă vorba, ca să-și atragă clientele, este marketing gratis pentru acel cazino. Tocmai de asta v-am recomandat să nu jucați, să momentul când ați câștigat, îi lăsăm acolo, facem orice posibil să îi retragem. Dai, mă vorbesc despre prețurile extrem de scăzute la jocuri, cum ar veni tu, pierzi în proporție de 99%. Da, până la urmă, gândește-te în felul următor, Maverick, taxele s-au mărit enorm de mare, da? Avem diverse cheltuieli și pe online, gen licență, departamentul de marketing, departamentul financiar, departamentul suport tehnic și așa mai departe, mentenanță, departamentul IT, etc, 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 care toate astea sunt cheltuieli, da? Și vă dați seama că toate aceste cheltuieli sunt susținute din buzunarul nostru ca virgulă jucător. Niciodată un patron de cazino, fie online, fie offline, nu o să vină de acasă să aducă bani. Adică dacă afacerea merge în gol, o închide. Dar până să o închidă, încearcă să ciugulească, cum spun unii, din toate părțile și să-și acopere datoriile. Să-și plătească toate taxele și toate datoriile și să facă și un mic profit, dacă se poate. Deci, e adevărat, Tudora, și eu te contrazic puțin și te contrazic pe bază de dovezi, nici de cum, doar cu vorbe, doar să dau eu cu gura să n-adorm pe live. Eu am avut sesiuni rare, nu zic nu, sunt de acord cu tine, rare, în care pe 4 lei, pe 2 lei m-am ridicat 2000-2500x, da? Adică am stat 3 ore, 4 ore pe un singur joc, l-am prins pe nelimitat automat și mi-a plătit jocul ăla în continuu. Îmi mânca 30-40x, mai dădea 50x, mai mânca 20-30x, mai dădea 50x. Stai, aveți videoclipurile pe canal, adică se întâmplă. Foarte, foarte, foarte rar, dar se întâmplă. Mai vrei că în momentul în care ai băgat banii să te gândești că sunt pierduți, nu trebuie să mergi pe premiza că o să ai noroc, că o să câștigi. Mai, da, în primul rând v-am mai spus, trebuie să ne gândim că ne jucăm. Eu personal merg în sală, uite, toți moderatorii mei și administratorii care merg cu mine sunt martori. Merg cu 1000 de lei și joc pe și pe 0,50 și pe 1 leu.
acum foarte mulți o să spună, păi cum frate, bași câte, ai atâția bani la tine și bași câte 10, câte 20 de lei și dai pe 0,50 pe un leu. Da, vreau să mă joc, vreau să mă simt bine. Sunt conștient că banii aia o să-i pierd. Uite, am pierdut vreo 2000 de lei acum vreo 2 zile sau 3 zile când am fost cu băieții ultima oară. M-am dus, am mai scos niște bănuți. Am mai jucat, am mai câștigat, am mai pierdut, am plecat, la o oră mi-a trecut, la 30 de minute mi-au trecut pandale, pentru că am înțeles și înțeleg în continuare lucrurile cum stau, că sunt jocuri de noroc și că nu m-a obligat nimeni să pierd acei bănuți, nu m-a băgat nimeni mâna în buzunar să merg în acea sală. Păi nu, păi de ce Maverick? Păi de ce să închizi cazinoul? Nu, pentru că până, păi stai o secundă, aici nu-ți dau de data aceasta, nu-ți dau ție dreptate și o să-ți explic și din ce cauză. Gândește-te că până la urmă este o afacere, s-a creat o afacere la mijloc, în spatele acestei afaceri sunt foarte mulți angajați care au familii, care au rate, au etc. etc. Până la urmă, pe tine, pe mine, pe noi, ca virgulă jucători, nu ne bagă nimeni mâna în buzunar să depunem și să pierdem sume exorbitante, da? Până la urmă, ei vor să-și susțină afacerea cu orice preț. Nu te obligă nimeni să joci sume mari și să le depui sume mari de bani. Adică, cam așa stau lucrurile și este părerea mea. Salutare, Robert, bine ai venit! Da, nu neapărat, dud că sunt oameni fără scrupule, dar v-am mai spus, să zicem, ok, nu zic nimica, poate patronii, da, sunt oameni fără scrupule, ok, dar gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni în spatele fiecărui cazino, oameni foarte, foarte săraci, care trăiesc de la lună la lună, care lucrează la suport tehnic, suport chat, suport financiar, hai să zic că la departamentul financiar sunt salariile mai mari, puțin tel. Dar oricum, dacă au rate și așa mai departe, ei trăiesc de la lună la lună, au nevoie de aceste salarii. Adică trebuie să înțelegem în felul acesta cum stau lucrurile. Da, din păcate, păi da, păi da, stai o secundică, Hunter, că n-au cum să știe, pentru că eu sunt un streamer micuț, eu nu fac live-uri zilnice, da, nu, că nu-mi permit, că nu am nici timp, etc, nu vorbim de motive. Dacă eu aș face live-uri și aș avea 3.000-4.000 de persoane pe live, 2.000-1.000 și aș, oamenii ar înțelege și m-ar auzi de 7.000 de ori cu dovezi și așa mai departe, ceea ce este într-adevăr realitatea în cazinouri, s-ar schimba total lucrurile, dar atâta timp cât te uiți la unul la altul care îți urlă că s-a îmbogățit din jocuri de noroc, că și-a luat mașini, și-a luat case, și-a luat nu mai știu ce și lui se taie ăștia de la Enel curentul după ce a câștigat nu știu câte miliarde, ce să mai înțeleagă oamenii respectivi? Adică ei automat, fiind și jucători, având și virusul ăsta în ei, clar nu o să mă asculte pe mine, o să-l asculte pe ăla, că ăla le arată ceva. Adică, cam așa stau lucrurile, din păcate. Exact, exact, Marius. Foarte bine punctat. Foarte bine punctat. Salutare, Ovi, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Maverick, hai să spun ceva, stai să schimbăm, să-mi schimb denominația, că nu l-am prins pe ăsta cu denominație bună, iarăși o luăm în jos pe fructe, dar nu este nicio problemă că vin și șeptarea până la urmă. Și să-ți mai spun eu ceva. În primul rând sunt oameni care nu se simt bine dacă câștigă. Eu cunosc persoane care, dar în momentul când câștigă, ei nu se simt bine. Deci ei vor în continuu să se joace și în momentul când pierd, atunci ei s-au simțit bine. Atunci ei și-au consumat adrenalina, dar în momentul când câștigă, pentru ei nu înseamnă nimica, pentru că ei așa s-au obișnuit. Asta este adrenalina și serotonina pe care o elimină creierul pentru ei. Doar la pierderi. Sunt oameni care nu se simt bine decât când câștigă. Și sunt oameni care vor pur și simplu să se joace pentru a-și consuma această adrenalină. Da, exact, exact, dar oricum, și partea asta cu norocul trebuie înțeleasă în final, că nu poți să ai noroc un an de zile în continuu, ai noroc o săptămână, ai noroc o lună, ai noroc două luni, dar la un moment dat vei începe și vei pierde.
Și pe termen lung, dacă joci zi de zi, după un an de zile, nu ești în câștig. Adică asta trebuie să înțeleagă jucătorii. Bă, da, te-ai învârtit și am zis că îl arunci măcar un iepuraș, tu ești iepurașul, că... Mă așteptam la mășeptaria, nu era mult, 10x, uite, iepurașul ăsta, bă, 10x, nu aveam nevoie de mai mult, dar dădeai hopul ăla, că poate pui și părul la 4, la 3600 plecăm de pe el, că ne-a făcut și cocktail rașul ăsta, ne-a tăiat, ce să mă... Da, Maverick, nu știu dacă în acest control panel pot să controleze și fiecare cont. Nu știu, n-am surse sigure. Am spus de control panel de la provider, că asta știu, că așa se face, așa se face la orice website. Ai un website al tău, ți se dă un plugin dacă faci o colaborare cu un casino, un provider, o diferită instituție financiară și așa mai departe. Dar nu cred că poți, adică teoretic ai control la fiecare cont, dar nu cred că ar sta cineva să controleze fiecare cont în parte. Bă, lui ăsta îi dau, lui ăsta nu îi dau. Adică ar fi absurd. Nu știu, părerea mea. Dar așa este, asta e cu control panel, este vorba de RTP-ul providerului. Și cazinoul decide dacă RTP-ul acela va fi mare sau va fi scăzut, în funcție de nevoile fiecărui cazino. Dacă vrea să facă mai mulți bani de pe urma jucătorilor, o să scadă RTP-ul. Dacă vrea să fie cât de cât fair play, adică corecți față de noi ca virgulă jucători, o să lasă RTP-ul normal, varianta standard a jocului. Bă, dar dă-mă o linie, mă, de banane 20x, mă, dar dă al doilea iepuraș, mă, dar dă, ai... Avăleu. Maverick, eu joc și pe sală, sunt pe plus, am stilul meu de joc, nu bag sume mari, nu alerg după sume mari. Da, felicitări, dude, te joci de distracție, te joci de amuzament. Bă, dar 20x-ul, mă, nu-l dai. Am văzut că plânge balanța, mă aștept la o plată, mă gândesc eu în capul meu că o să dea zmeură sau fructul dragonului cu doi iepurași și încă un fructul dragonului și încă două zmeure sau doi fructul dragonului. Da, am eu niște idei, na, zic și eu acum. Asta da, Hunter, am discutat de astea de 7000 de ori, dar ei vorbeau de altceva. Era iepurașul pe mijloc și nu mai trebuia nimica. Salutare, Geo! Bun, răbdărică, Lucky, răbdărică. Nu-ți face grijă, 1000, ce înseamnă 1000 pe 10? 100x, răbdărică. Maverick, profit pe toate, din toate părțile pentru casino, e normal. Uite, mă, că au venit și al doilea iepuraș, dar băi, al treilea unde era să fie avut și noi 150x, că zici, plângea Lucky aici, că ne luăm de balanță, ne ridica și pe noi la 5000, nu mai zicea nimica. Maverick, să știi că nu e la fel, eu pe mize mari pierd mai mereu, dar pe mize decente de 0,5, 1, 1, 2 mai mereu am plecat pe plus. Bă, da, asta oarecum da, dar asta aici putem să spunem și din cauza RTP-ului, pentru că foarte multe persoane joacă pe mize mici. Am mai explicat. Da, mă, cred că fiecare cont e controlat, pe mine m-au sunat și mi-a zis chiar și ce jocuri am jucat. Păi da, asta au acces, dacă te uiți în istoricul cazinoului, istoricul mâinilor, vezi fiecare bet ID, da, ca să aibă, aibă control la fiecare mână. Hai, mă, că am mai dat și el un big win, în sfârșit, ne ridicăm, răbdărică la chit. Asta așa este, Robert, dar eu nu cred că ei poate să-ți controleze, să-ți dea de exemplu RTP 110 ca să tu să câștigi la toate mâinile, ca exemplu acum.
Nu știu, eu așa cred. Păi, da, Lucky, dar tu automat, dacă dai clear cookies, clear catch sau joci pe alte dispozitive, șeptar în față, mă, joci pe alte dispozitive, de exemplu, am mai multe telefoane, am mai multe laptopuri, vreau să mă joc, primii 500 de lei, joc pe telefon, am pierdut, după care mă mut pe calculator, alt IP și așa mai departe, că pe telefon joc pe datele mobile, iar pe calculator joc pe rețeaua proprie, pe Wi-Fi sau prin cablu, na, rețeaua proprie. Ieri am jucat niște jocuri. E bună, e bună, răbdărică la Kim. E big win. M-am așteptat la tablou complet să fi fost 150, dar bine că ai pus și kiwi-ul ăla în spate. Cred că e mega win. Una, două, trei, da, e mega win, e mega... Nu e mega win. 66x numai, păi da, ai 45x numai din alea, 3. Păi stai, mă, că avem 60x la 4 rânduri. Și ai dat 45x pe alea și mi-ai anulat 3. 7, da, așa e, mă, așa e, 45, 7, 7, 3, 21, 210 cu 450, sunt 660. Așa e, gata, gata, am făcut calculul, gata, ai dreptate, tu mai zici nimic, că, rămâne, hai, pune și al doilea iepuraș. Să continuăm. Ieri am jucat niște jocuri, Ice Valley, tot EGTA, așa, ceva joc cu vikingii, tot EGTA, am mai jucat un joc dubios, nu știu cum îi spune, cu Crispinul, am băut un suc, am ieșit cu 80 lei pe plus. Da, asta se întâmplă... destul de des, dude, uite, de exemplu, și eu primele mâini în, și pe 2 lei și pe 2 lei jumate și pe 5 lei în sală, totdeauna câștig, dar nu plec, aici e problema. Cine joacă pe 10 dispozitive? Eu! Eu joc pe 10 dispozitive, Lucky. Vorbim de persoana de față, adică de mine. Scurt. Vă spun eu ce cred, toate cazinourile au un counter la suma care o bagi. Cu cât e mai mare probabilitatea să te ducă pe plus cu destul de mult de mai mare. Băi, ok, Maverick, hai, lasă-mă să-ți explic eu ceva. Eu am un jucător, v-am mai spus de acesta, băi, el nu câștigă niciodată din primele depuneri pe un casino, da? E o cunoștință, nu contează numele, nu nimica, e și el pe aici, pe, alături de noi, pe live, nu vreau să-mi dea nume, nu vreau nimica. Niciodată el nu câștigă din primele depuneri. Adică în momentul când epuizează pachetul de bun venit, primele 3, 4, 5 depuneri pe un casino, el începe și câștigă. Cum vă explicați lucrurile astea? Am o altă cunoștință care, băi, tată, toate 90% dintre ofertele de bun venit, băi, el le rulează și câștigă, dar el după aia nu mai câștigă deloc. Cum explicați? Salutare, Anton Ionuț, bă, da, a dat, hai mă că se ridică, hai cu 4500, răbdărică, v-am spus, răbdărică, cu Cocktail Rush-ul e mai un joc mai de drum lung, ca să spun așa. Da, mă, bravo, Lucky, bravo. Nu, răspundeți-mi mie, cum înțelegeți lucrurile astea? Eu am răspunsuri, eu știu răspunsul, da? Sunt curios ce o să spuneți voi. Ăla e, ăla e. Porto, mă, 30x, 6x. Păi, bună, Petruț, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Păi, Maverick, păi stai o secundică. Păi și băiatul care câștigă la primele depuneri la el, ce se mai adună? Na, am dat exemplu. El așa a făcut cont, a depus, a câștigat, prima oară. Și după aia nu mai joacă. La el ce se adună? De unde contorizează?
felicitări, felicitări, TDR, da? Nu, stai liniștit că nu era vorba de asta, că se întâmplă. Sunt foarte multe persoane care fac și din sume mici, sume mari, nu e... peste tot, sunt postări pe toate grupurile și unele sunt chiar reale. Dar nu despre asta era vorba. Te referi la, la depuneri fără bonus și fără rulaj. Păi, s-o luăm pe partea alaltă. Dacă eu, uite, îmi fac un cont pe un casino, are dreptate la chitre, să plecăm. Nu dăm exemplu, oricare casino și am câștigat, am băgat 100 de lei fără, fără, hai să mai stăm, fără bonus de bun venit, fără nimica, da? Pur și simplu depun, nu știu, 200 de lei, vreau să încerc casino, vreau să mă joc pe 2 lei la Dice and Roll, da? Fără, nu iau bonus de bun venit, nu iau nimica. Și prind zarurile, prind tabloul complet de zaruri și retrag 1750, să zicem că retrag, da? După care, următoarea zi, mai depun încă 200 și mă bag pe Shining Crown și prind acolo două linii de șeptar, tot pe 2 lei. Am prins două linii de șeptar și retrag încă 2000 de lei. Asta înseamnă că eu am retras 3750 de pe casino și am depus 400 de lei. Deci eu am 3350 pe plus, da? După care eu nu mai joc. Cum de s-a întâmplat ca eu să câștig? Și sunt unele persoane care, la fel ca mine, depun câte 200 de lei și pierd. Salutare, Cosmin! Bine ai venit! Mă bucur că ești alături de noi! Nu e, nu, Maverick, nu controlează nimeni. Hai să-ți explic eu în final cum funcționează. Ai un RTP, exact cum ți-am spus mai devreme, da? În momentul când un jucător câștigă, absolut toți ceilalți trebuie să piardă. Ca virgul acest RTP să-și facă ciclu, da? Cazinoul să rămână cu profit, providerul să rămână cu profit și tu să îți iei profitul. Și ceilalți trebuie să piardă ca să acopere toate aceste cheltuieli, ca să le spun așa. Mai înțeles în final? Nu, acum și ca mergem pe Wild Spells pentru Francesca. N-am uitat, Daniel, nu te-am păcălit. Stai liniștit, Răbdărică, că mergem și pe Wild Spells. Discutam de partea asta acum. Deci, exact așa funcționează. De asta v-am și spus mai devreme. În momentul când tu ai câștigat, ai prins o plată rară, linia de șeptari, tablou complet de zaruri, nu știu ce să mai vă zic, două linii de șeptari pe Shining Crown, pe Burning Hot, ai luat un Max Win pe Vampire Knight, ai luat două linii de vampiri, tu trebuie să te gândești că toți jucătorii care au jucat în spatele tău și au jucat jocul ăla au pierdut. Dar tu să iei câștigul acela rar. Tu ai întors, întors RTP-ul în favoarea ta, cum s-ar spune. Și automat, de asta v-am spus că dacă următoarea zi cazinoul respectiv își cer extra documente și tu ți-au anulat retragerea, își cer extra documente și tu te apuci și joci și ai pierdut banii, cazinoul rămâne și cu bănuții din pierderi, rămâne și cu bănuții din câștiguri. Și e win-win pentru cazino și pentru provider. Și e loss pentru noi ca virgulă jucători. Total. Salutare, Vioton! Bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Este vorba de noroc, cazinourile, în general, control maxim dacă un cazino vrea să-ți dea profit. Măi, Cosmin, eu consider că toate astea sunt pur și simplu superstiții ale noastre, pentru că, hai să o luăm altfel, dacă ar fi fost așa, nu am mai fi avut un RNG în stânga jos. De ce mai are rost să ne pună numărul ăla toți? Providerii și toate jocurile au acel număr, RNG, Random Number Generator, care se generează automat din server. Să știe serverul dacă va fi o plată câștigătoare sau nu va fi o plată câștigătoare. Ce rost mai are? Nu îl mai punea, dă-l în paștele, mă, că costă bani să fie ceasul ăsta, să genereze, să salveze fiecare mână să, și așa mai departe. Mai stau și eu câteva mâini și am zis că mergem pe Wild Spells. Exemplu, mi-a dat Max Win pe 0.80 la Gates în bani bonus și nu mi-a dat câștig, nu mi-au dat câștig maxim din bonus 1500 lei, adică restul de bani au rămas, da, restul de bani au rămas la ei, RTP-ul s-a întors în favoarea
lor și tu ți-ai retras decât limita permisă din bonus. De asta v-am spus că anumite bonusuri trebuie să citiți termenii și condițiile generale ale acestui bonus, pentru că sunt unele bonus care sunt limitate la 1000 de lei, la 2500, la 5000, la 10000 și așa mai departe, sau fără limită, bineînțeles. Așa este, Tedere, am citit. Bun, explică oamenilor că tu vorbești că ceilalți care pierd în spatele tău, se referă la orice casino din lume care joacă pe valul ăla, nu doar pe casinoul ăla. Păi, da, păi, e normal că foarte mulți îmi spuneau că să mă bag pe nu știu ce casino, că plătește. Nu, plătește casinoul, plătește providerul, ai prins mâinile alea norocoase. Asta nu înseamnă că dacă ai jackpot mic, nu poți să prinzi câștiguri mari. E exclus. Îți dă providerul câștigurile, nu casino. Păi da, asta am spus și eu, Anton. Putem juca și un wild game, Geo. Da, sunt Vioton, vezi că sunt foarte multe sunt și al treilea ar fi mers. Sunt foarte multe bonusuri și oferte care sunt limitate. Chiar pe max vezi că sunt limitate la sume mici, gen 500 de lei, 1000 de lei, anumite rotiri și anumite bonusuri. La depunere, da, știu, ciudat. Da, ce să facem? Noi suntem cei care le acceptăm, nu ei. Și pe Winbet ai limită la 10.000 vioton și sunt multe, multe cazinouri, v-am spus, citiți termenii și condițiile generale ale fiecărui oferte și ale fiecărui bonus, rotiri, la depunere, etc. etc. Cel mai bine să fiți informați și unde nu înțelegeți, vă duceți în chat și vorbiți cu cei de la suport chat să vă explice. Ei au obligația să, exact despre asta spuneam Lucky, să iau și eu fructul dragonului până în capăt. Păi stai o secundă, Cosmin, că aici tu ceea ce spui, tu câștigi o lună de zile în continuu, eu spun că este aproape imposibil să câștigi non-stop și tu, dar ai avut norocul ăla maxim să câștigi o lună pe un anume casino și după aia tu spui că orice joc ai juca pe casinoul respectiv sau și pe alte casinouri pierzi. Păi despre ce vorbim? Adică eu spun că din 15 depuneri, dacă ai o retragere, să zici, bă, la proste, să rumâna și tu vorbești de o lună de câștig în continuu, adică, na. Schimbăm. Aș mai fi stat, dar vă plictisiți voi. Am zis că mergem pe un Wild Spells. Mi l-a cerut Francesca. Cosmin, eu cum văd lucrurile? Ok, tu ai ideea, tu îți menții ideea ta că fiecare cont este manevrat și că ei îți dă drumul sau nu la câștiguri. Nu zic nu. Este opinia ta și eu o apreciez. Dar hai să-ți explic. În momentul când câștigi de, nu știu, 5 ori, 7 ori, 10 ori la rând, având în vedere că majoritatea pierd aproape în continuu, ce vrei mai mult de atât? Nu știu, ne întreb, sincer. L-am schimbat, Anton. Mergem și pe un Hand of Midas urmează după Danuț, fără probleme. Nu știu, eu v-am mai spus, pentru că mulți nu înțeleg anumite lucruri. Dacă ați câștigat pe un anume casino, ați jucat astăzi, ați băgat 100 cu 100 bonus, ați câștigat, mâine mai depuneți 200 cu 200 bonus, ați câștigat, poi mâine mai vine nu știu ce ofertă, iarăși depuneți, iarăși câștigați și o țineți așa o săptămână, schimbați cazinoul după aia, dați o șansă și altor cazinouri. Nu trebuie să jucați sume mari, da? Din cei pe care i-ați câștigat, băgați 100 de lei pe alt cazino. Dacă vedeți că ați câștigat și pe acel cazino, faceți, mai jucați tot în continuare la ei. Și tot așa. Adică,
cam așa trebuie să faceți, nu? Am jucat pe un casino, am câștigat odată și după care din 10 depuneri am pierdut. Pragmatic, când joci la el, indiferent de casino, îi fac retrage random și poți primi cadouri de la ei rotiri. Pe video, asta se numește Drops and Win și Pragmatic, într-adevăr, au foarte multe turnee pe toate cazinourile, adică în toată țara noastră, în toată România. Bine, iau în toată Europa tot felul de promoții și de oferte, dar la noi e Drops and Win sistemul de jackpot. Da, am rezolvat-o, l-a rezolvat Cristian. Tudor, aș mai încet, mai docil, ca să spun așa. Mai hai să apreciem, să apreciem pe toți care sunt alături de noi. Pa. Am jucat Pragmatic, de exemplu, îmi spuneam primit rotiri pe un bet. Păi, n-are nicio legătură că tu, hai să spun ceva, tu ai câștigat... Tu ai câștigat pe Winbet sau tu te referi că ai primit rotirile gratis de la Pragmatic pe cazinoul Winbet, că au dat ei la toată lumea, au avut că ei, cei de la Winbet, au diferite oferte. Când îți dă 50-100 de rotiri, ne-a fost dor de tine, ți-am pregătit un cadou cu 50 de rotiri fără depunere, fără rulaj, sau cu 100 de rotiri fără depunere, fără rulaj. Nu de Francesca, n-am ce să le fac. Dar mai stăm pentru tine. Dau și pe turbo acum, încă 50. Păi, da, Vioton, dar am înțeles, ok, exact cum ți-am spus. A fost o ofertă cu cei de la Winbet, că Pragmatic are colaborare cu toate casinourile și oferă tot felul de rotiri gratuite, chiar și fără depunere și așa mai departe, diferite promoții prin diferite casinouri. Dar... asta nu înseamnă că dacă ai jucat la Superbet Pragmatic, ai primit acele rotiri din cauza că ai jucat la Superbet. Asta vreau să încerc să te fac să înțelegi. Deci n-are nicio legătură. TDR, da, eu le-am pe toate. Trebuie să-ți dea în base game rânduri de fete începând din dreapta în stânga. Uite, de exemplu, dacă ne pune pe rola 3, 4 și 5 în plin în base game, avem jackpot-ul minor. Dacă ne pune pe rola 2, 3, 4 și 5 fete în plin, avem majorul. Și dacă ne pune tot panoul, orice fată, dar în plin, nu cu wilduri, avem grandul. Sper că am reușit să te lămuresc, TDR. Mai spune-mi odată, Valerica, te rog frumos, te-am uitat, îmi cer scuze. Dacă ne-am luat cu jocurile și cu astea, na. Am înțeles, Vioton, n-are nicio legătură, pur și simplu au făcut cei o ofertă. Deci minorul se prinde, hai mă, una după alta. Rola 3, rola 4, rola 5, fete în plin. Majorul se prinde rola 2, rola 5, fete în plin. Și grandul se prinde la tabloul complet. N-ai pentru ce TDR.
40 burning cu 6. Gata, mergem pentru tine, Francesca, pe 40 burning ăla cu 6 role. N-am nicio, n-am nimic împotrivă, Francesca. Eu v-am mai spus, eu joc jocurile pentru voi, ca să vă simțiți voi bine. Da, știu că în unele situații se pierde, dar n-avem ce face. Dacă voi sunteți alături de mine, eu mă bucur enorm și asta este. Salutare, Ciprian! Mergem mai încolo, probabil, și pe un Treasure Wild. Da, a avut noroc, a prins, dar... Hai să vă explic ceva, uite. Că v-am mai spus de multe ori, Tudoraș, ca și cu rotiile astea gratuite. Primești 100 de rotiri gratuite pe 0,20, asta înseamnă 20 de lei, da? Dacă ție ți-ar da 20 de lei acele rotiri, automat ar fi ban pe ban. Dar majoritatea, 99% din cazuri, o să plătească sub 20 de lei acele 100 de rotiri pe miza de 0,20. Iar la 1% o să le dea o linie de șeptari, o să le dea două linii de șeptari, trei linii de șeptari și diferite plăți. O să le dea peste 20 de lei. Hai mă, răbd aici că mergem pe 40 burning 6 role. Tot 5. Am luat două speciale pentru Francesc. Asta va plăti cu siguranță, o să avem 50x aici. Răbd aici. Avem 13 pix, nu vă agitați. Avem 16,5x. Și ultima mână. Arată bine. Păi nu, 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 Valerica, vezi că Francesca mi-a cerut wild spells, tu mi-ai cerut 40 burning hot 6 reels pe 6 role. Deci nu, nu, stai liniștită că nu v-am încurcat. Da, da, bă, Dănuț, dar Valerica mi-a cerut mai devreme 40 burning-ul. Uite, vezi, Valerica, că e și Francesca aici. Ok, după burning luăm și noi un EGT și un pragmatic. După 40 burning pe 6 role, mergem pe Hand of Midas pentru tine. Mergem și pe Wild Gang și Tropical Bonanza pentru tine, Lucky. Gata, nu te-am uitat. Wild Gang nu știu dacă l-avem pe Elite Slot. Știu că l-am văzut strict pe Winboss. Am încercat aseară să-l prind pentru bonus huntul de mâine, dar n-avem. Jucăm Cosmin și un Majestic Forest pentru tine, Răbdărică, că avem timp, abia avem, nu știu cât avem, o oră de live. Și mama mă zic. 40 burning, cel pe 6 role, dar nu vreau EGT Digital Clover. Asta e standardul, 6 reels. Nu prea îl joc pe ăsta deloc, rar de tot îl joc. Nu. Na, nu pe 8, hai să jucăm și noi pe 10, aici așa, nu mă ating de tine, go pe nelimitat. Aproape două ore avem? Da, mă, ai dreptate, avem două ore. Păi să mai băgăm și noi o țigărușă atunci. Una pe oră. Păi da, cu porția. Na, îți dai seama dacă am vorbit în continuu, am intrat în subiecte cu cazinourile, cu astea, n-am mai stat să contorizez cât timp am de live. Mă bucur că sunt două ore. Da, 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 gata, ăsta e Valerica, nu? Pe care îl dorești tu. Hai, mă, cu portocapăt. 40 burning hot pe 6 role.
Nu-mi place pe 6 rol, hai să vă explic din ce cauză. Avem același max swing ca și 40 burning hot normal, adică 3000x. Și să vă explic cum stau lucrurile. Dacă îmi dă tabloul complet de șeptari pe 40 burning hot 6 role, am 3000x. Dacă îmi dă tabloul complet pe 40 burning hot 5 role, am tot 3000x. Și vă dați seama că acesta e mai greu să iau șeptarii până în capăt față de cel normal. Dar acesta are plățile mai mari la... la 6 simboluri. Asta este singura diferență, la toate celelalte simboluri. În rest, la șeptar tot 3000x este. Deci, nu e nimic ca... wow. Acum fumez, mi-am luat niște Neo Sticks Mix Purple cu mentă și fructe de pădure. Gen gust de căpșuni, smeură, chestiile astea, fructele de pădure. Afine. Exact, exact, da, de copii, păi da, încerc să dai seama că și eu vreau să mă las, sincer vă spun, dude, chiar îmi doresc să mă las de fumat. Consider că nu e ok, bine, nu, până la urmă nimica nu e ok dacă e să o iau așa, da mă, așa le puneam și eu, trifoiul ăla, dacă mi le iei de parola 5 și mi-l pui parola 4, îmi dai și mie pe penny până în cap, da, așa că vă spuneam de jocuri, de băutură, de țigări, până la urmă nimica nu e bun, dar în final câte puțin din fiecare parcă merge, dacă stau să analizez. Da, e un glow normal, un dispozitiv glow, îl găsești la ei pe site, să poți să-l achiziționezi, Dănuț. Să-ți dai seama că nu sunt bune. Și se punea problema. Bă, iau și o guriță de apă. Poate când mă întorc găsesc și șeptarii, că văd că ne ridică. Sau roșia. Tau trefla, normal. Da, și mi-a scos ritmul care îl prinsesem pe automat nelimitat și plătea cu jackpot-ul ăsta. Ce să mai, nu mai zic nimica. Salutare, bebică, bine ai venit, mă, pentru că ești alături de noi. Da, păi nu, Francesca, că nu v-am încurcat. Vi se pare vouă că v-am încurcat. Valerica mi-a cerut 40 burning hot pe 6 role, iar tu, Francesca, mi-ai cerut wild spells de la Pragmatic. Nu v-am încurcat, doar vi s-a părut vouă că v-am încurcat, dar nu v-am încurcat în final. Da, lei mari din ăia, Vioton, foarte puternic, mă, e bine că mai dă cât un jackpot, dar nu-mi place că în momentul când l-am prins pe plată, uite, acum de la 4000 20 de mâine, a mâncat, nu mai vrea să dea nimica. Eu l-am prins să facă plăți și el mă oprește cu jackpot. Că cam așa stau lucrurile, de asta nu consider că e ok. Pam, mai vreau și eu un alt 10, mai am un alt 10? Hai că mai am aici un alt 10. Mâine facem, bebică, un bonus hunt. Chiar vă spuneam că vreau să fac pe 3 website-uri bonus hunt și să nu mai jocăm după bonus hunt și să facem în continuu bonus hunt și să vedem dacă pot din 3 site-uri să ajung pe vreunul la 1 miliard, la 100.000 de roneni. Nu-i problemă, Valerica, stai liniștit. Așa, bârbă o secundică, iau și o curiță de apă, vă rog frumos.
Am văzut că s-a chinuit cu prunele până în capăt, cu... Na, nu comentăm. Miliard, ți-mi mersi să-ți recuperezi banii. Hai și mă că vorbim și noi de miliard, dacă toată lumea vorbește de miliard, eu de ce să nu vorbesc? Adică, păi, care e problema? Salutare, Sava, bine ai venit, mă, că ești alături de noi. Ce vrem dacă toți ăștia cu miliarde, cu... Na, aruncăm și noi... pastila, că facem și noi miliardul, nu? Păi, visăm și noi acum cu ochii deschiși, ce vrei? Da, ia să vezi tu că luăm noi Max Win. Răbdărică, ia să vezi. Până la sfârșitul anului viitor, s-ar putea să iau și eu Max Win. Probabil. Da, da, sperăm, Sava, na, știi cum e. Până la urmă, teoretic, ar trebui să iau și eu un Max Win. Practic, nu prea, da, na. Ăla ar fi, cum ar fi, un PSF de un miliard, da. Băi, o să mă gândesc, Vioton, or să fie trei website-uri, nu știu care or să fie website-urile. Winboss, să zicem, unul, că l-au făcut foarte, foarte bine și merge foarte bine și mi-au plăcut de ei de la început. Probabil Princess-ul al doilea, că sunt tot sub aceeași licență și la fel merg site-urile țuți, și al treilea, să zicem, Million. Și pe astea o să mă gândesc între 10.000 și 15.000 cât o să facem bonus hunt și să tot creștem în continuu. Că dacă stăm să analizăm ultimele bonus hunt-uri, am făcut profit, dar mi-am bătut eu joc după live de ei. Adică am cumpărat speciale, am etc. Și dai seama că dacă am început un bonus hunt cu 12.500 și am ajuns la 20.000, după aia, făcând din 20.000, am șansa să prind mult mai multe speciale sau să cumpăr mult mai multe speciale și se tot va tot aduna dacă o să avem noroc. Încercăm și noi, n-aș știu cum e, încercarea moarte n-are în final. Până la Max Win 4 role, da, 4 role de lămâi, de ce vrea mușchiul lui, da, să plătească ceva, că uite, am mâncat 500 de lei, de la 4.000 am mâncat. Dar mergem, pe, am zis că mergem pe Hand of Midas după, hai că luăm și mânuța. Suntem pe Elite Slots, Valerica. Pe fiecare, normal, nu pe una singură, adică pe fiecare, pardon, nu pe toate trei la un loc, câte 5.000, ce mama mă simt, ai cum să faci din, așa mai bine făceam bonus hunt astăzi, nu, adică e o sumă destul de mare, înțeleg și 5.000 de lei, sunt de acord, nu, dar pentru live și pentru ceea ce există pe online, se pare că nu este chiar o sumă atât de mare, na, trebuie să mă conformez și eu, e greu, dar mă conformez, n-am ce face. Hai mă, un... 4 rânduri de struguri, cum a zis. Mulțumesc, Valerica. Da, uite, hai să spun ce s-a întâmplat, Dănuț. În momentul când am făcut un bonus hunt, chiar și pe live am făcut un bonus hunt de 11.000 și am jucat mize mari între 7 și 12 lei, 7 și 10 lei, exact cum spui tu, am prins un și pe speciale. Așa, între 4 și 6 lei, m-am obișnuit și parcă prind mai des specialele. Și îți dai seama că, până la urmă, dorința mea e să am și speciale cât mai multe, să fac și live 2, 3, 4 ore, adică să nu intru o oră, am deschis 10 speciale, pa, la revedere, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și am plecat acasă. Adică am plecat acasă, am închis live-ul, nu, păi, nu mai e distracție.
Să fie minim, 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 am zis între 10 și 15.000 VIO. Coroane pe 100. O să facem miliardul și dau și ție 5.000, te jucăm coroane pe 100. 50 de mâini, Julian. Cum era? Ai pus dolarul, nu ziceam nimica. Puneai trifoiul pe rola 4, l-ai și tu portocapăt. Ai mâncat 70x, 70 de, 700 de lei. Păi ce mama măsii. Exact ce vă spuneam, de la 4.000, jackpot-ul. Jackpot-ul, hai mă, încă un trifoi. Hai mă, stau și eu un dublaj. Nu mai dăm niciun dublaj, am zis să, na. Eu și eu fair play cu dublajele. Tu nu plătești la 2, șeptar, normal. Ce mama măsii, de ce să plătești tu la 2? Se poate. Câteva la mânuță și am plecat. Am plecat. Mergem pe Hand of Midas. Mă, triti foaie, nu-mi prind și eu. No. Bun. Am fugit. Haideți că mergem pe Hand of Midas. And the Hand of Midas. Nu. Aș vrea cu șansă dublă. Sunt mai multe șanse la specială. În prima? N-ai tupeu. Hai, mă. Decât 10 mâini. Gata, Julian! Decât 10 mâini. Ok. Să ajungem acolo și să sperăm că alea 10 mâini o să fie bune. Tănuți, eu am observat că specialele prinse plătesc mai mult decât cele cumpărate. Nu știu, eu asta am observat. Am cumpărat enorm de multe speciale, de maxul nici nu vorbesc, dar am luat de mai multe ori 1000x din specialele prinse în bonus hand decât specialele cumpărate. Am văzut, o să ajungă și la noi, bebică, până la urmă, toate basurile alea. Îți dai seama că curând o să facem bonus hand 50 de jocuri, doar basuri. Pare rău, Valerica, schimbă cazinoul, încearcă alte cazinouri. Dacă vrei un cazino stabil, eu zic că Game World ar fi un, pe online. E un cazino ok. Ai și 100 de rotiri de test. Nu știu, părerea mea. Dacă facem 100 de milioane, îți dau 10 mâini pe 100 la coroane, Julian. Îl jucăm Denisa și băgăm acu și ca și pe turbo, îi dăm și pe turbo, ideea că am scăzut cu balanța și na. Hai să băgăm și turbo dacă mai vreți. Da, poate pe turbo vin, bă, o secundică. Da. Ce pot să zic? Salutare, LD, bine ai venit. Da, e nemaipomenit. Treaba asta cu turbo
părerea mea e că e prea repede. Na. Na, dă-o mă o dată. Da. Mă ridică de pe scaun. A venit în paștele măsii 700. Mă zici că am cumpărat-o. Nu uitați ofertele pe care vi le promovează moderatorii mei și le mulțumesc pe aceasta, care semne exclamării milion, 50 de rotiri gratuite fără depunere instant la validarea contului, semne exclamării Las Vegas, 111 rotiri gratuite fără depunere, fără rulaj instant la validarea contului, semne exclamării player, 111 rotiri gratuite fără depunere sau 30 de ron free bet, și câte mai câte. Dacă vreți să găsiți oferte mai multe, semne exclamării Diamond, semne exclamării oferte pe Diamond Casino, găsiți tot felul de oferte. Bună asta, bună. Hai că ne dă bănuții înapoi, hai mă. 7 mâini, hai de top symbol, mai pune un wild pe rola 3 sus. Sau unul pe rola 2 sus, sau pe rola 2 jos. Bun că ai luat astea paharele. Hai că avem 200 aici cel puțin. Haide mă, mai pune un wild. Bun, așa, bun mă, exact despre asta vorbeam. Haide. Și mai pune un un din ăsta, un top simbol, top simbolul, regi în față. Un rege în față, 4 mâini, un singur rege vreau atât în față, oriunde vrea mușchiul tău, dar un rege pune. Nu mai pus rege. Haide că ne ridic, haide un rege în față. Hai mă, pune un rege. Un vrăjitor. E bun și vrăjitorul, dar regele, top simbol, un rege în față. Ultima mână. A pus, mă, a luat și oricum e bun, e 500x. Cea mai tare plată pe ziua de astăzi. Am avut inspirație să micșorez miza puțin. Ne-am ridicat înapoi, v-am mai spus, răbdărică, că acușca ne ridică. Mai grabă. Da, așa e, Dănuț, m-am dus eu probabil la miză prea mare, la 8 lei, a fost pe 6 lei, apropo, miza specială, nu a fost pe 7 lei jumătate, pentru că v-am mai explicat, da. Avem extra bet, șansa activă în stânga, pentru special, și ne-a plătit 607x, mai exact, 3642 pe miza de 6 lei. Păi da, de ce nu spuneți mai că nu este încadrat bine, bă, păi, jocul? N-a spus nimeni nimica de încadrare, dă. Mai stau, Dănuț, câteva mâini, dar oamenii se cam plictisesc cu... Nu comentăm. Asta e bine. Ce jucăm după? Hai să mă gândesc. Fructa. Am zis că jucăm More Lucky in Wild și nu l-am jucat deloc. Paștele măsii. Hai că mai stăm să termin astea. Poate. Hai, mergem și pe Wild Gang câteva mâini, dacă tu vrei Wild Gang, gata, urmează Wild Gang după și după aia mă bag la o fructă. Hai mă, două wilduri.
Dacă le puneai și aveai și plată pe scheatere, nu mai puneai tu două wilduri. Plângeai. Da, da, a revenit, am revenit cu balanța și am revenit, mi-a revenit puțin sufletul, ca să zic așa. Hai mă, și cu o specială, că, na, mă moleșisem puțin, da, ce vrei, se întâmplă. Mai băgăm 50 să nu zic că nu plec, că plec direct de pe tine, să nu mai dau o șansă, na, hai, tragă de la noi, două scheaturi, nu-i bine. Deci tu vrei 50 turbo cu 50 rapid pe 4, gata la chit. Exact așa cum ai cerut, așa băgăm. Gata, se termină astea 50 și am fugit. Bun, 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 bun. Mai n-avem Wild Gang la chit. L-avem, gata. My bad. Te vede bine, încadra bine totul, ok. Deci ai zis că vrei 50 pe joc rapid și după aia 50 pe turbo. Gata, la gata. Cum ai cerut, așa facem. Am luat și eu un weekend jackpot la casino de 1300, total neașteptat. Felicitări, Eddie, mă bucur enorm pentru tine. Eu inițial nu prea iau jackpoturi în sală, decât la happy hour am văzut că am noroc, le iau pe toate eu. Nu știu cum se întâmplă. Dar în rest, dacă mă duc într-o sală, n-am nicio șansă. Și dacă joc pe... pe orice miză, pe 10 lei, pe 20 lei, eu nu prind jackpot, nici pe la micul de 300-400 de lei, mini, mystery, nu, n-am nicio șansă. Poate să fie sus, îl dă la altcineva, nu mi-l dă mie. Bun. Ok, a venit prima specială. Mă bucur că am văzut o specială, restul nu mai contează. Hai mă, și un or 2. Ok, ai făcut or 2, prima mână. Hai, fă-și un or 4, hai că e greu, bun, avem or 4. Hai or 8. Ok, avem or 8 până acum, perfect, perfect. Hai or 16. Am or 16 sau or 24. Hai mă, nu te opri aici. Or 16. Am văzut o specială totuși. Da, eu ți-am spus, mă bucur pentru tine, felicitări, Eddie. Eu dacă merg într-o sală și poate să fie și mini, și mini mystery și, și middle mystery sus, aproape de să cadă, cum se spune, aproape să se dea, eu dacă joc pe cea mai mare miză din toată sala, nu vine la mine. Da. Nu, sunt eu norocos. Ce vreau să vă spun, după cum am discutat mai devreme, referitor de la, mai băgăm încă 50 pe turbo și plecăm, referitor la RTP-uri, la RNG-uri, referitor la cazinouri, la oferte, la bonusuri, dacă considerați că am spus ceva ne la locul lui, vă rog frumos, contraziceți-mă, nu primiți bani, nu vă face nimeni nimica. Consider că mai am și eu multe de învățat din această industrie de gambling, deci dacă aveți ceva de reproșat sau de comentat sau de adăugat, bineînțeles, vă rog frumos. Implicați-vă nu neapărat ca să mă
să-mi spuneți mie și să învăț eu, ca să zic așa, și telespectatorilor și celorlalți care sunt alături de noi. Nu știu dacă ne mai dă Stalachi. Bă, știi ce n-am jucat noi? Am zis că joc Vampire. Mergem și pe Vampire, că mi s-a cerut. Nu pot să nu onorez vampiri. Trebuie să jucăm și puțin Tel Vampire Knight. Vreau să mă joc... Am zis că joc și More Lucky and Wild. Da, mergem și pe un More Lucky and Wild. Bun, a fost distractiv, ce pot să zic. Mulțumesc lui Lucky de sugestie. Vampire Knight, nu Clover, nu Belllink, standard. Facem, Francesca. Da, mâine începem cu... cu seria de bonus hunturi, exact cum v-am spus, o să facem. Să încercăm din pe 3 cazinouri să ajungem la 1 miliard. Facem și o treabă din asta. De ce nu? Da, e greu, dude. Singurul lucru prin care ai putea să, cum să zic eu, să dai daună unui casino, să iei tu ca jucător, să iei neagra din cine știe ce noroc și să nu te mai joci pe acel casino. Asta e singurul lucru. Dar oricum casinoul după aceea o să-și recupereze banii de la absolut ceilalți jucători. V-am mai explicat. Deci tu vei fi în câștig, te lași, dar casinoul nu are cum să fie în pierdere niciodată. Da, uite, o să mai încerc diseară să-l prind la bonus hand lucky, fără probleme. Da, mă, 4 vampiri, 160x, nu-și cer mai mult, arhi suficient. Da, pe 400 de lei pragmatic. Și să prinzi eventual să iei 20 de miliarde max win-ul, nu? 5 mix, da. Despre ce vorbim, Lucky? Visăm acum cu ochii deschiși? Da, eu v-am spus, m-am gândit la Win Boss, la Million și la Princess. Astea trei cazinouri, zic eu, că ar fi cele mai stabile pentru bonus hunt. Nu știu, părerea mea, dacă aveți un alt cazino, puteți să vă rog frumos să-mi dați, să vă scrieți opinia în chat. Carte mai jos, un wild, carte 3 în față, adică aveai plăți. Nu uitați, semne exclamării grup fără depunere, suntem 2500 de persoane, postăm tot felul de oferte fără depunere, bani bonus fără depunere, rotiri gratuite fără depunere și diferite coduri bonus, atât pentru conturile create deja, cât și pentru conturile noi. Facem pe winner, n-am nimic împotrivă, de asta România 1-2-3, nu, de asta v-am spus. Ce vreți, inițial am spus winner-ul, îl vream, dar... Păi am zis că să schimbăm pe Princess sau renunțăm la Winboss și mergem pe Winner, luăm Winner, Princess și Million. Adică n-am nimic împotrivă. Singurul lucru pe care îl cer să nu mi se blocheze pe live site-ul. Adică uite, de exemplu, Winboss înainte să treacă pe licența celor de la Princess, mergea site-ul de plângea, ați văzut pe live-uri. Cum au trecut pe licența celor de la Princess, s-a schimbat serverul, s-a schimbat tot, mai are nicio problemă, merge țuț. Adică despre asta vorbesc. Da, și GetsBet-ul am putea, GetsBet-ul sau Conti, dar nu prea Cristian, nu prea aș vrea pe GetsBet. Pe Conti, da, pe Conti am mai tot făcut bonus hunturi, am mai tot jucat la ei,
da, e ok, dar nu gheți beton. Aș vrea să nu fie casă de pariuri online, să fie mai mult pe profil de casino online. Și încă unul mai dat. Aia era? Da. Da, ia să... Vreau să mă joc și eu puțin Intel. Bun, 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 300, păi da, păi da, despre ce vorbim? Mai pune unul pe rola 4, se simțeau, păi, na. Hai că ne menținu, dar hai să o luăm și noi în sus dacă tot ne menținem, facem live, ce facem, doar ne jucăm, adică înțeleg că plătim să ne jucăm, dar hai să facem și ceva în profit. Hai pune și tu vampir cu 3 wilduri sau vampiroaică cu 4 wilduri, bineînțeles, pe colțuri, te rog. Ai dat aia 300 și nu mai vrei să dai plată, să înțeleg, nu? Păi. E mai cam azi. Hai tu să schimbi miza. Ok. Hai, lasă, rămânem înapoi la 10 leuți. Pam, 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 pam. Da. Salutare, Marin, nu merge bine, am început cu 4900 și avem strict bănuții cu care am început. Bun, hai să mergem mai departe. Royal Secret nu l-am încercat. Hai să mă juc și-o puțin de la mânuță, pe 20. N-avem BTG-uri, Sorin, că aș fi jucat și un donuts, un... Da. Nu prea vor oamenii BTG-uri. Hai, mă... Cu 20 ăsta e o căcat. Ale. Ce-a ziceam și eu. Adică... Salutare, Dănuț, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi. Salutare, Ricardo, nu îți face griji, man, mulțumesc, bine ai venit, nu e nicio problemă. Am înțeles că, na, majoritatea avem familie, servicii, e normal, nu poți să stai de live-uri de astea, dar la sine înțeles. Ai noroc, Gigi, părerea mea că și Betano are, chiar dacă este pe locul 2 ca putere financiară din punct de vedere al caselor de pariuri și cazinourilor online, vezi că și Betano are RTP-ul redus pe anumiți provider și mă bucur pentru tine că ai reușit să fii în...
tamta pe manta, ca să zic așa. Dar ce vreau să spun, eu nu prea recomand că nu au bonusuri, adică dau foarte, foarte rar bonusuri. Au într-adevăr rotiri și tot felul de cadouașe și da, eu nu le consider bonusuri, adică eu când spun bonusuri, mă refer la bonusuri la depunere, la strig la lucrul acesta mă refer. Nu, nici de cum la altceva. Înțeleg că majoritatea sunt după rotiri gratuite, eventual fără depunere, fără, dacă ai făcut o depunere, să ai 7 zile tot felul de cadouri și de rotiri, dar eu nu le consider ok. Nu știu, părerea mea. Sunt multe lucruri pe care nu le-am mai spus pe live. Mulțumim, Francesca, te așteptăm. Da, am zis și eu că încercăm Royal Secrets pe 20, pe da. Hai mă, că luăm o liniuță de șeptari cu siguranță. Gata, mi s-a pus pata pe ea. Nu rola 3, rola 4. Sau, bine, n-avem șeptare aici, avem regii, da. Înțelegeți voi. Fetele la sus, jos. Păi. Pam, 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 pam. Doroș. Una. Da. Am zis două roșii, n-a să fiu fair play. Bă, da. Eu nu am voie să prind două... Eu n-am voie să prind două wild rola 2, rola 3? Păi ce mama măsii? Hai, pune și măcar orice până în capăt, dar... Dacă nu dai rola 2, rola 3, măcar capăt. Păi că... Pe ce vorbim? Hai mă. N-are mai rola 2, rola 3. Mă, cum e posibil să îmi ții dublajul și după să nu mai faci nicio plată? Cum? Înțeleg că știu cum, da. Chiar așa? Da. N-avem rola 2, rola 3. Ok. Da, bun. Da. Câteva la mânuță și gata. Poate. Mă, nici la tine nu prind două trifire-ul ăla, 2-ul ăla, 30x-ul ăla? Păi, ce mama mă, 10x, atâtică.
la 6. Da. Ar fi fost ceva. Bun, 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 ia. Hai să jucăm și More Lucky and Wild. Dăm și un dice iarăși pe care îl dorești tu, Dănuț. Da, vezi că ai tablou complet, Andrei Imre, pe canal, pe 10 lei like a diamond. E copie după ăsta cu dolarii, mă rog, dolarii sunt copie după like a diamond, că like a diamond face parte din Classic Blend, este un joc vechi. Mergem și pe un Treasure Wild pentru tine, bebică, după, fără probleme. Da, mă, dar n-ai decât o linie de clopoței, le-ai pus bine, dar na, aproximativ bine, să zicem. Pune-le în față, în plin și cu ce vrea mușchiul tău până în capăt. Cel pe 10 linii, ok, ok, fără probleme, Danuț. Da, da, acum ar fi fost ceva cu două wilduri, cu două din astea, două trifoaie să iei patru rânduri, da? Am prins eu 140 parcă ceva de genul, am videoclipul că tot mă întreba lumea de ce nu postez pierderi și pe 2 lei și pe 5 lei, am eu peste 100 de mâini mers în gol, adică nici măcar un X plătit, dacă am spus gol, adică nu stai că mai îmi dă un 2 șeptari o ceva, nu frate, gol. Putem, vedem, poate și un game of luck. Le-am prins de 4 ori în ultima săptămână. Aveți videoclipurile, aveți postările pe grupuri, Gigi, la game of luck. Da, se mai întâmplă, mai și pierdem, ce să facem, m-am jucat eu pe 20 de lei prostesc, ca na. O, niuță de pepenaș. Am avut specială de 200x la Age of Troy mai devreme, Dănuț, că tot îmi ziceai de speciale, cred că ai fost alături de noi. Putem încerca, vedem. Ar merge și o Cleocatra, dar sincer nu, cum să spun, nu mi s-a luat cheful de joacă, că oricum după ce închid live-ul o să mă joc în continuare. Nu mai zic nimic, nu mai o lăsăm așa. Nu comentăm.
Rimă nici stat. Bun, 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 bun. Voi ați vrut Cleocatra, Game of Luck. Lasă, Game of Luck. Daisu, Daisu. Hai să mai încercăm o dată Daisu. Hai să-l luăm tot, tot de pe ecran. Hai mă, hai mă, hai mă. Poate, poate, poate totuși, cine știe. Poate luăm, dintr-un miracol, luăm și cele două zaruri. De ce nu? Pac, hai să-i dăm pe aici, pe 10 câteva și după aia mărim puțin la 20. Da, poate să fac, la două zaruri face panou, dacă ni-l pune fie pe rola 2 mijloc, fie rola 4 mijloc, fie rola 2 mijloc, fie rola 5 mijloc, fie rola 1 mijloc, fie rola 4 mijloc și face tabloul complet, deoarece expandează 3 cu 3, adică 3 căsuțe cu 3 căsuțe, 9 căsuțe dacă îl pune pe mijloc, expandează 9 din cele 15 prezente. Și tabloul complet este 750x. S-a dus rău la Vale GTO, nu știu ce s-a întâmplat cu acest provider. Nu e adevărat, Marin, nu e adevărat. De GTO plătește de rupe pe mize între 1 și 5 lei pe online. Crede-mă, deci crede-mă. Incredibil, am luat de 5 ori învârtitorile până în capă la Game of Luck. Uite, stai să vă și arăt ca să nu... Să nu vorbesc doar de dragul de a vorbi și să nu arăt dovezi, că na, știi cum e, dovezile sunt cele mai importante. Aia cel, v-am mai spus, sunt un străin față pentru voi și vorbele sunt în vânt. Dacă nu arăt dovezi, uite, aici este o dată, dar nu o să se vadă că e verde pe verde, încă unul, bine că ai luat linia de clopoței. Asta este una, aici este a doua. Deci astea trei, astea sunt în ultima lună. Și bineînțeles, normal că trebuie să avem și un tablou complet, că nu se putea dacă nu avem și un tablou complet. Și mai am o dată prins două potcoave și o învârtitoare pe rola 4 jos și mi-a luat decât de două ori până în capăt. Da, părerea mea. Și să știi că și zarurile pe 1.60, pe 2 și pe 4 merg foarte, foarte bine. Și pe 5. Și pe 5, dar pe 5, din ce am observat, îți dă foarte, foarte des dice de milă. Adică ce înseamnă dice de milă? Eu v-am mai explicat. Dice de milă sunt zarurile până în capăt, dar cele mai urâte poziții, adică îți dă decât două linii din cele 10 linii. Și asta vin pe extreme, spune rola 1 sus, rola 4 jos, rola 2 sus, rola 4 jos, rola 2 sus, rola 5 jos. Asta înseamnă extremă. Și invers, rola 1 jos, rola 4 sus, rola 2 jos, rola 4 sus, rola 2 jos, rola 5 sus. Dar îți dă decât două linii. Avem o singură linie de mijloc și o diagonală. Asta înseamnă dice de milă. Eu așa le numesc că mi-a dat zarurile de milă până în capăt. Nu e low energy, nu e low energy, Lucky, na, mă duc și alerg, vin până la tine acum, fug la câtă energie am. Nu e de, na, nicio problemă cu low energy. E altceva, e altceva, dar nu o să mai zic, ca să nu zică lumea că mă victimizez, că căcat, că, na. Puteai să pui tu unul pe rola 1, rola 3, rola 2, na, ca să fie zarurile până în capăt.
N-am zis că chiar vin, dar na. Mulțumesc, Lucky, mulțumesc. Pam, 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 pam. Mă, dar serios, adică asta ar fi singura salvare, în ghilimele salvare, că na, ne-am tot ridicat, am tot scăzut, ne-am tot ridicat, am... două zaruri ar fi super. Ia. Încercăm așa, cu 50. Hai să scoți și automatul după un zar pe rola 2. Sunt mari, Marin, pe Elite 7 și Winner. Eu joc în offline foarte mult la ei și sunt RTP-urile mari. Oh, bun așa, Lucky, bun. Gata, mâncărică. Oh, băgăm. Vin. Hai, mă. Să vedem și noi două zaruri. Rola 1, rola 2. Nu e problemă, dar să fie două. Nu comentăm. N-avem coment de unde le pui, dar să fie două. Și plătite, ok, să nu le pui pe 4 și pe 5, să nu le plătești. Dar dacă pui rola 1, rola 2, rola 1, rola 3, rola 2, rola 3, nu le deranjează. Bun așa, bun. Hai mă, și a treia steluță. Rola 4, mijloc. Bine, de fapt oriunde rola 4, nu avem pretenții de tablou, chiar tablou complet. Și cu ăla în față, aia era altceva. Se simțea, dar hai dă-și tu unul pe rola 2 să scoși și auto-ul. Hai, că poate-l prind și eu pe al doilea. Da, deși RNG-ul este prestabilit de la început, dar cine știe, printr-un miracol, îl prindem și pe al doilea. De ce nu? Ai pretenții, Sava. Panou de 380. Da. Mă, știi, măcar 200x zarurile de milă. Măcar atâta, nu, mamă, ce am cerut, 2000 de lei și 200x pentru el. Adică le pune extremele, exact ce v-am spus, dice de milă, rola 2, rola 4, extremele, sau rola 2, rola 5. Panoul e 750 de, 7500, 750x, 750 ori 10, 7500. Da, ar fi ceva, asta e că erai și tu cu noi, și ultima oară l-am luat în sală. Pe un leu și le-am luat și pe 2 lei și pe 2 lei jumate până în capăt. Pe 2 lei jumate a fost de milă, a fost 500 de lei, iar pe 2 lei au fost rândurile de jos. Tot în sală, tot la același aparat. Hai că ai fost și tu cu noi atunci. Așa punem și eu, tot unul pe rola 5 fără plată. Păi da. Vreau și eu un zar pe rola 2 să scot și eu automatul. Atâta nu... Da, așa e, ai purtat noroc. Păi da, se poate, Lucky. Păi știi ce aș vrea? Ultimele mâini. Tu. Aș vrea un zar, pardon, să scot și eu automatul. Dar nu pe ultimele mâini, acum, nu ultimele mâini din auto, mă refer. Hai mă, că ne ridicăm înapoi. Învârte greu. Eu personal așa-l văd, că învârte foarte greu. Așa e, Lucky. Ești Lucky în adevăratul sens al cuvântului. No, e, dacă vă uitați atent, învârte greu, nu le lasă una după alta. Mă rog, dacă te joci mult EGT, îți dai seama și pe aceleași jocuri. Mă, am scos automatul, dar n-a fost să fie și al doilea, 25x numai, măcar... Car șeptarul ăsta ar fi mers, da?
50, hai, mai dă unul. Mai dă-mi unul pe rola 2 să mai scot și eu un auto. Poate, poate, a doua oară e cu noroc. Hai mă, rola 2, că vreau să scot și eu un auto. O să mai scot odată automat după prizarul pe rola 2 și prind și eu pe data asta pe la pe rola 5 sau pe rola 4. Hai, să fie zarurile până în capăt. Pe ce mama măsii. Mai am un pic și iau un miliard, am început manifestările. Bagă mare! Mulțumesc tuturor pentru like-uri, vă mulțumesc pentru abonări, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că am reușit să vă deschid puțin tel ochii pe fiecare live și să înțelegeți în mare parte ce și cum despre jocurile de noroc. Înțeleg că majoritatea dintre voi vreți mize mari, vreți gambling în continuu, dublaje, fructe, dacă se poate și Shining Crown pe 50-100 de lei, cumpărat de speciale pe jocurile de la No Limit, pe San Quentin, pe Tombstone Rip, dacă se poate pe 2-5 lei să dai câte 10.000 pe fiecare specială, dar din păcate bugetul nu permite. Iar ceea ce vedeți pe internet, știu că majoritatea dintre voi credeți că este real, dar din păcate nu este real, v-am mai spus. Eu și absolut toți streamerii suntem niște străini față de voi și singurul lucru prin care devenim credibil sunt dovezile, nu vorbele. Vorbele sunt în vânt. Toată lumea poate să spună orice. Ai cu miliardul, da. Bă, un zar, dacă am luat parola 2 să mai scot și o dată auto, dar nu mai vrea asta. A dat 25x-ul ăla, a zis gata, nu-ți mai dau mă nimica. Și se învârte greu, mă, e partea asta cu învârtitul. Da, să știi că nu-i mare inima, adică ar putea să o dea. S-a dat ultima oră la 86. Crește la 100.000 până se mai dă inima neagră. Pă. Asta dă 30. Da, da. Bun, nu ți-a plăcut 50. Hai să-ți mai dăm cu 100. Hai și scot auto. Hai mă, vreau și un, mai vreau un zar pe rola 2. E bun, dar mă, mi-a dat două zaruri. Hai că am cerut două zaruri plătite. Eu le vreau în față, dar e bine și așa. Hai că le-am văzut, nu? Asta e ideea. Au fost două zaruri. Mai vin o dată două răbdărică că acum și că am dă un zar pe rola 2 să vedeți că îmi pun auto. Îi pun eu stop. Hai mă și acum pe rola 4 pun eu stop și ni-l dă și pe al doilea. Ia să vedeți. Dacă nu ne dă disconnect între timp, nu. Pam, 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 pam. Hai, mă, tătucu. Hai cu zarul pe rola 2 și să scot automatul să vină și pe la pe rola 4 sau pe rola 5. Bineînțeles, unde vrei tu, da, pui pe al doilea. Hai, da, arunc să-l vedem pe rola 2. Numai la rola 2 scoatem auto. Am apăsat pe auto, nu scoatem. Foarte prost automat, foarte prost, neașteptat de prost. Mai băgăm o sutică, mai scoatem o dată. Mai încercăm, mai băgăm o fisă. A treia este cu noroc, cu siguranță a treia este cu noroc. Răbdărică. Hai mă, rola 2, zar. Ăsta trebuia mai devreme și era combinația perfectă. Adică despre ce vorbim. Nu îl pui o dată pe rola 2, o dată pe rola 4. Păi ce facem aici? Nu ne înțelegem? Păi băieții vor să vadă două zaruri. Ok, ai dat două zaruri, au văzut două zaruri. Dar băieții vor să vadă două zaruri cu plată până în capăt. Adică, na. Rola 2 și rola 4 centru. Da, pe rola 2 și rola 5 centru mi le-a dat în sală. 750 de lei, tablou complet. Nu uitați semne exclamării grup fără, suntem 2500 pe ultimul grup creat fără depunere.
Se postează tot felul de oferte fără depunere, bani fără rulaj, bani bonus fără rulaj, tot felul de oferte la depunere, coduri bonus, etc. etc. Vă aștept pe toți să beneficiați de una dintre aceste oferte și v-am mai explicat. Sunt anumite oferte care merită să... Să nu zic abuzați de ele, dacă mă înțelegeți, să beneficiați de ele, pentru că sunt foarte rare și aveți 95% șansă să faceți ceva cu acestea. Mulțumesc, Cristian! Da? Și acum mergea unul pe rola 4, rola 1, rola 4 și la fel era tablou. Da, da, doar mergea. Îl pune următoarea mână cu siguranță. Eu vreau unul pe rola 2 și... Am zis că te fac, dar nu te-am făcut, mai făcut tu. Mai băgăm o dată, a patra oară este cu noroc, dar să-l prind de când îl pune, înainte să-l pună, da, da. Trebuie să fiu mai atent, mai foarte atent. Hai tătucu. Haide mă. Rola 2 mijloc. Marin, hai că vedem, răbdărică că vedem. Mai vreau să stau puțin tel pe zaruri. Poate luăm două zaruri până în capăt. De ce nu? Că tot insistăm pe ele. Hai, mă. Rola, da, mă, sus. Da, rola 3 sus. Normal, cu șeptari. Păi, se poate. De ce? De ce să-l pui? Hai cu 10.000. Da, ar putea să dea un tablou. Stai să dea unul pe rola 2 mijloc și poate la scot automatul și îl pune și... în spate și aia e. Poate, da. Pam, 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 pam. Mă, unul singur mai vreau să-mi dea pe rola 2 și mergem după aia și pe Versailles, că n-am, mi s-a cerut și așa e frumos să onorez pe toată lumea care este alături de mine. Pam, 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 da, mai vreau și eu un zar pe rola 2 să scot și auto-ul. Hai că stau, sunt atent. Tau geană pe tine, hai de dice-ule, dă pe rola 2. Mă duc eu și le aduc două zaruri dacă nu le pui tu, păi da. Nu uitați, semnul exclamării Winner Pragmatic, 200 de rotiri gratuite, fără depunere, instant la validarea contului pe John Hunter and the Mayans God, plus pachetul de bun venit, bineînțeles. Salutare Florin Sandu, Sadul tare boy, vedem cum ne simțim și putem juca și un Imperial Wars de la EGT. Hai să iau un zar pe rola 4, 2 și după aia îl pune și pe rola 4, bineînțeles. Sau pe rola 5, unde vrea mușchiul lui, dar numai să fie 2. Nu avem... foarte prost automatul, foarte prost și de data aceasta. Mai stăm, că n-a fost parola 2, a fost parola 1, dar l-am văzut parola 2 așa cu coada ochiului și am zis, bă, hai să scoatem auto. Hai tu cu parola 2, rola 2 zar. Acum rola 4, linia de șeptar cu linia de struguri, ar fi mers. Nu uitați și semne exclamării 888 Casino, 25 de roni fără depunere. De joacă cu limită de retragere 1000 de lei plus pachetul de bun venit al cazinoului, exclusiv playing, bineînțeles. În locul la steluțe, rola 2 și rola 5. Păi, acum nu ți-am mai scos auto, mă așteptam să-l văd și pe la parola 4. Păi, da, solo. Na. Hai că le dai până în capăt. L-ai pus sus pe la parola 4. Hai mă. Mergem pe Versailles imediat, răbdărică. Da, insistențele astea, bă, da, nu merg, bă, nu comentăm. Nu merg pe live, adică merg și pe live, dar nu pe mize mari. V-am arătat înainte când jucam pe 5 și insistam pe Shining Crown că am prins 2 linii, 3 linii de șeptari, live de live. Da, na,
E complicat în final. Bun, hai să mergem și pe Versailles, că na. Cel standard, ok. Poate luăm totuși o specială pe Versailles, hai. Leu, cât, ce bun era din prima. Bine, mulțumim de sugestie. Hai că am luat și speciala, măcar 100x l-am nimerit pe fraier, am vrut să zic. Pe aparat, să nu-l facem fraier, să vorbim frumos. Aș, popi, du-te, zecari măcar. Perfect. Bun, e bun tablou de zecari. Mă bucur că n-ai pus regii. Hai și repetare. 1x, nu vii de acasă cu 1x. Al patrulea zecar sau repetare? E bine, hai, ok, ai dat al patrulea zecar, dar aveai, aveai deasupra ăsta, cum naiba se numește, soarele. Da, a venit repede, a venit foarte repede, neașteptat de repede, Cristian. Să jucăm și în sală, mi-aduce aminte vineri să-l încerc. E bine cu 3 zecari. Da, uite, popii erau toți 5 la tablou cu tăpopii, 150x, 1500 de lei. Adevărul cu o repetare ar fi ceva. Băi, cred că avem, nu știu, un an avem sigur de când am mai luat specială pe Versailles. Dar bine, nici nu l-am jucat ca să zici că mamă, joci pe fiecare live și nu ți-a dat specială. Dar am mai jucat de câteva ori pe el și pe 10 și pe 20 și n-am prins specială. Păi e bine. Ok, încă o dată 4 și nu-ți mai cer nimic că trecem 200x. Hai să băgăm în căsuță. Cu o dată 4. Nu mai zic nimic, dacă mai dai o dată 4, n-am nimic împotrivă. Ultima. Și repetare, 4! Băi, puteai ori 4, ori repetare, 98,5x. E ok, mai vine una, cu siguranță. Tot până limitat, poate mai prindem una rapid, foarte repede. Da, n-ai văzut că și Căne era cu mine și tu, nu mai știu dacă erai și tu, erai 100%. Când a luat băiatul ăla pe 0-10 sau pe 20, a dat pe 5 linii parcă sau pe 0-20, nu mai știu, a luat 5 soare din ăsta, i-a plătit 60 de lei, sirianul ăla sau ce era, la primul aparat, din dreapta, la fructe. Că, da, n-am nimic cu miza lui, Doamne ferește, dar zic că a luat 5 scheatere la Versailles, adică o raritate. Ce zic, uite, dacă ați fost atenți, da, mare atenți, când l-am deschis, mergea, se învârtea rapid, acum învârte până lasă. Ai văzut? Și a venit și pentru că l-am prins, eu zic că l-am prinsesem pe plat. Nu știu, părerea mea. Da, hai să încercăm și pe ăsta. Luăm și aici o specială. Da, i-a dat 5, 10 lei, a băgat, nu mai știu dacă era pe 0-10 sau pe 0-20, adică dacă era pe 5 linii sau era pe 10 linii, dar i-a dat 5 soare. Sori, na, cum vreți voi, nu există pluralul la soare, dar na, încercăm să-l facem.
Exact. Lady Gaga, Lady Charming. Putem juca și un Lucky Lady Charm, nu mă deranjează. Da, ideea că au fost toate, au fost toți cinci, adică îți dai seama și pe aparat de generație nouă, adică pe Gamina, nu pe Gaminator, pe EGT, pe din astea cum naiba, pe generalii. Pe EGT generalii, varianta nouă, adică îți dai seama că a sărit în sus aparatul, a dat eroare softul. Hai mă. Sorelii, da. Hai mă. Am înțeles, mulțumim de sugestie, Marin. Da, a fost, a plătit, am luat o specială. Păcat că ne-a dat disconnect după. Asta a fost singurul lucru, da. Am văzut o specială, am luat 40 card de 3 ori. Adică a fost distractivă. Că n-a dat el și repetare, că n-a dat el și tablou. Na, ce să facem? Se mai întâmplă, mai întâmplă. 100x, Emanuel. Tabloul complet de zecari. Tu te referi la 5 sori, soreli. Tai că ne uităm că nu știu pe de rost, pentru că nu joc jocurile astea Majestic Forest. Deci era, dacă a scos 60 de lei, era pe 0,20, pentru că i-a dat 5.000, adică 50 de lei, 250x la cei 5 sori și după care a mai plătit câțiva lei în special. Da, mulțumim Cosmin. Sincer, nu-l joc, nu. Deci jocurile astea, Majestic Forest, Cleopatra, Versailles Gold și așa mai departe, că mai sunt câteva, Olympus Glory și așa mai departe, de la EGT, care au partea asta cu un simbol expandabil, nu le joc. Fie că au 10, fie că au 12 rotiri gratuite, nu, și un expanding symbol, nu le joc. Mâine începând cu orele, stai să bag și eu telefonul, l-am încărcat de fapt, las că-l bag după. Mâine începând cu orele 17 o să facem primul bonus hunt din încercarea mea de, știi cum e, road to 100k, drumul spre un miliard, ca să zic așa. Salutare Madara, bine ai venit, mă bucur că ești alături de noi, se mișcă în reloare, văd, atât adică nu mă, nici pe mine nu mă vedeți în reloare, nu e de la mine, n-am ce să-i fac, atât adică pe mine mă vedeți mood și totul merge clar, n-avem dropped frames, adică n-avem cadre pierdute, nu am ce să-i fac la joc, nu e de la mine. Pa, eu văd că abia se învârte, asta observ, îl văd și eu, nu vă faceți griji, da, am... Da, am înțeles, Cristian, știu, eu am completat un pic pe lângă. Nu, doar anumite jocuri, Robert, am observat că se mișcă în reloare, nu toate de la EGT, doar anumite jocuri. Și uite și pe live, câteodată merg rapid, uite, de exemplu, Versailles a mers foarte, foarte repede la început până a dat special. După ce a dat special, gata, a început să meargă în reloare. Semne exclamării player, 111 rotiri gratuite sau 30 de roni free bet, cu rulaj or nou, vă recomand free bet-ul, mai ales că sunt și meciuri tari în seara asta, să puteți paria. Bun, haideți, dacă tot am deschis cu Shining, să mai încerc și eu câteva mânuțe pe Shining. Mulțumesc, Cristian, mulțumesc enorm. Să luăm și noi linia aceea de șeptare, așa la mânuță câteva mâini. Pam, 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 pam. Hai să dăm și niște dublaje. Roșene. Nu mai dăm nimic. Nu mai dăm dublaje. Lăsăm dublajele pentru alții. Noi n-avem noroc la dublaje. Hai, tătucu.
Îi lăsăm în casă. Da, nu cred, să stăm puțin tel pe Shining și vedem după Cristian. Hai mă, coroană rola 3, coroană rola 4. Exact, și dacă se putea, despre asta vorbeam și pruna în spate. Păi, ce mama mă zi. Păi, așa le puneam și eu, dacă mă întrebai sincer, așa le dădeam. Nu, nicio treabă, o mână dădeam o parte din simboluri, cealaltă mână altă parte. Despre ce vorbim? Hai mă, rola 2. Gata, Robert, pentru tine două negre și o roșie, fără număr. Hai să prindem dublajul. Aia e important, da? O coroană pe rola 3, iar am fi mers. Păi, ce mama mă zi. Hai să luăm dublajul încă o dată. Vezi că mânuța e cam stricată. A venit dublajul. Ce ai zis tu? Două negre... Data viitoare, invers, probabil trebuia să începem cu două roșii și da. Hai să mai dau până la 2400, să nu zic. N-a fost astăzi, ce să facem? EGT-urile. Da, stai liniștit, nu-i problemă, e norocul tău. Da, avem noroc, na, se întâmplă, nu ești numai tu ghinionist, stai liniștit. Sunt zile când câștigăm, sunt zile când pierdem. Bine, cu cât jucăm mize mai mari, automat vom pierde cât mai mult, e logic și e normal. Iar câștigurile rare vor să vină foarte rar, pentru că miza e mare, e normal. Na, nu mai intrăm în detalii, da mă, și coroana pe rola 3 și aia era, prăi. Am înțeles, ok, da, becherie. Hai, cu dublajul ăsta, hai, lasă coroanele pe rola 2, rola 3, ce mama măsi. Sus, da. Rola 2, rola 3 cu șeptar, da, no, dar foarte greu, adică nu, că zic eu... Am PPN sus pe rola 1 și aia era. Așa e, corect, Robert. Am jucat Gabriel și Vampire. Poți să dai live-ul mai înapoi. E bună. 21x bet, bineînțeles. Hai mă, și capăt. Bun, așa, două linii, încă 30x. Răbdărică, că ne ridicăm pe Shining înapoi. Ok, hai. Încerc la mânuță, tatucu. Păi, ca bătrânei. Pune și niște clopoței acum, nu mai ziceam nimica. Și a doua coroană pe rola 3. Merge, încet, nu mai dăm în dublaj, lăsăm în casă. Hai, du-mă la 4 minuțe, te rog frumos. 3 liniuțe, rapid, bam, și ăștia-s banii. Sau coroană rola 3, rola 4. Rapid, foarte rapid, dacă vrea, bineînțeles. Pam, hai. Coroana nu mi-ai dat încă rola 2, rola 3. Ține minte că... Te țin minte? Ne divorț? Ne certăm? Dacă nu pui coroanele pe rola 2 și pe rola 3. Păi, ce facem aici? Steluță măcar, ăștia dăm în dublaj, hai. Dacă am dat roșie, am înțeles, te-ai gândit să-mi dai neagră aia, ok. Da, hai că șeptarii nu visăm pe 20, las-o așa, hai. Pune două coroane acolo cu ce vrea mușchiul tău. Ai al treilea dolar. Ce? Mm,
Rola 2, rola 3 cu prune și aveam și una în spate. Da, de ce nu? Da, da. Da. Da, toate, ambele, dacă se poate. Astea, exact astea îmi lipseau mai devreme, să-mi iei două linii de struguri. Păi, păi, ce facem? Ai, nu, o naiba de treabă. Pe pene față. Hola, Victor, welcome to the live. 50-50, we are playing. Or now. Decent. Only 400 euros lost until now. Not a huge amount. Rola 3D. Hai, mă, dă-mi tu ceva. Haide, haide, haide! Capăt, mă, de ce? De ce? De ce nu puneai una? Deci, dă una mai loc de 560. Puneai și tu un clopoțel în spate. Sau... 3 clopoței, dacă vrei să mă onorezi cu o plată. Wow! Da, da. Nu-i coroană pe rola 3... Da, mă, ce pui șeptarul ăla, nici nu, nici urmă de coroană. Au dispărut coroanele. Păi. Ai coroană cu clopoței, dacă n-ai vrut să-i dai simpli până în capăt, îi dai cu coroană. Da, e, asta cu, da, bine, partea asta cu presimțitul și cu, mod normal, eu sunt de părere că momentul când jocul are... Și ești pe plată și trebuie să-ți plătească, îți dă, nu mai stă să-ți dea teaser, nu mai stai că mâine, stai că îți spun șeptar, coroană, gol, coroană, șeptar, stai că îți dau șeptar, două coroane, gol, șeptar, adică în momentul când are de plătit, ți-l dă direct, două coroane, rola 3, rola 4, da. Ar fi fost ceva, doar ar fi fost, bineînțeles. Hai să dăm și noi un dublaș. Două roșii, ok. Una-una. Una-una! Asta-i, tătucu! Hai, hai, încet în sus. Încet, ca bătrânei. Ca bătrânei. Ia. Tot una-una. Nu mai ții una-una. Două roșii. Ne. Bine, vorba vine. Așa a vrut el. Dacă vrea, ținea una-una. Da. Ei, mă. Lasă-i și pește în casă. Hai. Hai cu două coroane alea, onorează-mă cu cele două coroane. Păi, ce facem aici? Astea nu sunt nici două coroane, asta nu e nici plată. Dar nu zici că n-ai dat ceva, înțeleg, sau cum? Na. Coroană, rola 3, da. Aia. Așa o puneam și eu tot următoarea mână. Dacă mă întrebai, puteam să fac pariu că pui următoarea mână coroana. Adică se punea problema. Da. Nu uitați, mâine începând cu orele 17, ne vedem pe un bonus hunt. Pam, 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 pam. Jackpot! Boom! Jackpot cards! Yay! Ne dă rombul ăsta sau ne dă 1X-ul ăsta. Dacă nu ne dă 1X-ul ăsta... Sau ne dă neagra. Rombul ar trebui, minim. Minim. Victor, mulțumesc de abonare dacă îmi dai trefla. Du-te-n Paștele. Du-te-n. Du-te, ieși, 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 ieși. Gata, nu mai. Nu mai ieși în familia mătii. Da. Vă mulțumesc enorm că ați fost alături de mine pe live. Mulțumesc enorm de abonări. Vă mulțumesc de like-uri. Ne vedem mâine începând cu orele 17. O să facem un bonus hunt.
momentan facem pauză. Aș mai fi stat, dar numai că de aici încolo n-o să mai fie bine deloc. Mulțumesc încă o dată pentru abonări, pentru like-uri, pentru susținere. Vă mulțumesc tuturor celor de pe grup. Ne vedem mâine începând cu orele 17. O seară plăcută în continuare și multă, multă, multă sănătate!